rău? Vreau să-mi scot mașina. Nu, m-am dus să mă schimb și am... Ia uitați să băieți. Am dat machiaj, am ieșit fără machiaj, de ce? Colega noastră. Am crezut că ați fost în birou la vreun coleg și bă, da, mai aveți bă, mergem și noi emisiune, bre? Gigi, vrei și tu? Eu mă duc să-mi fac machiaj. Mă duc să-mi fac machiaj, îmi pare rău. Hai, ne bebe, scoate, băi, ne bebe. Am crezut că tu vrei să mergi cu noi. Trebuie ceva, mă întrebam, ziceam, te băteam cu... Mergem și noi, mă, Radu, cu ei. Tu vrei să mergi, Gigi, sau mergi cu... Îi face de-aia, vrei cu asta, cu intervenție de-aia în mijlocul la șosea? Hai că vin și eu acum. Nu știu, bre, vreau orice. Să noi ne vedem de ale noastre? Fii atent, uite, noi putem să fim intervenția, adică stăm parcați, că îți dai seama, ei când opresc, o să fii și da, și dacă fuge vreun, noi ne luăm după ei. Da, bravo. Exact, exact. Vorbeți nici acum nu mi-a venit. Stai puțin să scot eu, că mă duc să-mi fac machiajul. Are și ea probleme. Du-te, Firo, du-te. Păi ne bebe, să nu iei pe colega cu noi, că colega ne strică afacerile. Doamne, Radu, nici salut băieți, salutare și bine ați venit la un nou live, băieți. Suntem cu poliția aici și tocmai ne băgăm la o din asta, la o acțiune, băieți. Ia uitați acolo câte mașini sunt. Mamă, câte mașini sunt, mamă. În ce mișto. Mamă, ăsta din față zici că e... Aole. Băi, zici că suntem în mafia, curcubeu. Salut băieți, salutare. Roland, ești pe drum, ai deja... Da, Roland, dar nu Roland Garros e cel de pe drum. Nu, nu e Roland Garros. Băi! Bă, au... Muzică cu aia, nu pot să înțeleg oamenii ăștia, frate. Eu nu pot să-i înțeleg. De ce trebuie să existe oamenii așa bombalei pe 5M? Lucian, salut, pericol, două zile ne vedem pe mă sună colega, o luăm și pe aia, nu o luăm pe colega, n-are ce să caute fetele cu noi, nu? Spune că este o misiune, da. Păi normal, misiune grea. A zis că facem aici la 610 un filtru. Da. Dacă am superat, că am superat domnul Răzvan pe... Există deja din asta ură între departamente? Foarte mare, nebebe, foarte mare. Păi din câte am înțeles, au venit doi și au făcut numai probleme. Băi, nebebe, vreau să fii tu șeful la ăștia cu ordine publică. Dar nu pot eu chiar așa din primul să mă bag, vă dai seama, da. Bă, da, mă, nebebe, poți. Cum să nu poți? Poți. Tu poți. Nebebe, dacă vrei, poți. Dacă vrei, poți. Avem încredere în tine, domnul bebe. Auzi, băieți, vreau să mă pună pe mine la șef, băieți. Poți, nu există, nu poți. Există, nu vreau. Ia uite pe Cristian Dabija ce spune acolo. Băieți, nu uita să apăsați butonul de like. Bă, face cu mâna. A? S-a terminat cu șmecheria, na, bebe. S-a terminat șmecheria. Salut, salut, Lunetistu. Ce zici, ticule său? Am văzut că ai fost primul aici pe cea, Lunetistu. Unul dintre oamenii mei de bază, bă, băieți. Ia să dau și eu drumul la live aici, băieți, pe ăsta. Nu ne luăm după mâna lui, na, bebe. Noi suntem... Noi mergem pe mâna noastră, cum ar veni. Noi suntem extra, extra. Da, păi o să-i spun pentru ce suntem aici, gen. Da, da, da. Laura, ce spam ești? Salut, pericol, ce faci? Ce-ți fac, mă, imortalist? Uite pe aici. Dacă vrei, dacă vei fi șef, mă vei băga și pe mine. Andra, salut, Florin, salut, Redic, salut. Pune și tu mașina pe partea aia acolo. Trebuie să las eu geamul jos. Domnul Răzvan. Bun și, noi am dorit dacă se poate. Ne-am dorit dacă se poate să fim auziți ce zic? Domnul Răzvan, m-auziți ce zic? Zic că noi am dorit să fim echipa care în cazul în care fuge cineva și nu oprește, noi să sărim direct după ei. Stăm în mașină, cum nu oprește cineva, plecând după ei. Poziționați-vă acolo la hidrantul ăla galben. Și dar în ce parte? Încolo? Dacă fug încolo să-i prindem, nu? Sau? Că de fugit vor ieși pe aici. Asta e logica. Nu va fugi nimeni ca să intre, pentru că blochează cineva ieșirea de acolo și intrarea pe autostradă. Păi și nu e mai bine să oprim aici, să ne parcăm aici atunci? Ca să avem timp să fim înaintea lor, nu spatele lor. Ok, ok. Să rămâneți pe 111, ca să știți pe... care nu i-am lăsat să treacă. Ok. Sigur.
Rămân eu, bebe, ca să nu fie tam-tam. Ești pe frecvență, nu? Da, da, da. Bravo, stai așa că vreau să o parchez aici sus. Exact aici să stau. Și în cazul în care trece cineva și ne oprește, ha, ți-am sărit pe el, Neradule, ne auzi? Bă, nu mai e Neradu aici. Neradule, unde s-a dus, bă, Neradu? Cine? A, uite-l, mă, pe acolo, e înfipt în vreo doamnă pe acolo. Ce faceți, băieți, cum sunteți? Am și eu o prăjitură aici, băieți. Dar, ticule, când nu o să-mi dai... Uite, Alex, acum îți dau mod, Alex, uite acum. Uite acum, băi, Alex, că am uitat, frate, atunci pe live, n-am mai zis nimeni nimic. Uite acum îți dau moderator, Alex. Am uitat, n-am mai zis nimeni. Am văzut că mi-ai scris, mai știu, pe Instagram, parcă. Dani, salut, bună seara. Eu nu pot veni că sunt plecat la țară? N-are nimic, mai Cristian, ce dacă ești plecat la țară? E frumos și la țară. Așteptăm în caz. Unde ai țara, Cristian? Vrea să fugă de la... Oh, uitați-l pe Matix. Seara bună, la fel ca mine. King Romenca, salut. Salut, ticule, scuze pentru că nu am mai urmărit seria de 5M. Că am avut treabă, s-a întâmplat... Ce s-a întâmplat cu Andreea Nașa? Mă, roleplay nimic. Practic n-am mai venit pe aici. Nu știu dacă se mai joacă, gen. Bine, auzi? Da, da, sigur. Cine te-o sunat iar de... Roberta, că dacă poate să vină și ea, am zis că nu și am zis să aștepte, că suntem într-o misiune grea. Nu-i pentru fete. Bine, bebe, dacă aici e plictiseală, că eu mă plictisesc dacă văd că nu e activitate. Eu zic să plecăm, bre, să căutăm noi infectori. Da, bre, plecăm, nu-i problemă, dar să stăm puțin aici, să vedem care-i treaba. Ideea e că bine ar fi să... Am auzit eu, bre, când a dat prestație și a zis, e cineva în parcare la 610 și a zis un coleg de acolo, sunt două mașini. Păi ce face, bre, stă pentru două mașini? Păi da, mă, dar aici și vin și pleacă, înțelegi? Știu. Și drumul ăsta e circulat, de drumul, da. Da. Păi mai stăm și noi la o bârfă, la o măzină, la un făcăleț. Nu ai înțeles drumul? Ce drumul, Andrei? Viață de gabor, băi, ne-a zis, ia uite. Prima mașină, fii atent. Dar asta vede și întoarce acum, ia. Ia, fii atent. A? Zici că e păpușă. Uite și acolo, două mașini, trei mașini. Tu vezi ce are la spate? Da. De bou avea. Hai să... Eu zic să stăm așa, mai în mașină puțin. Care a fugit, colegii? Care? Hai, suiete. Rider roșu. Ok. Amândoi au fugit. Ăla roșu. Trage pe dreapta. Ce facem, mai întoarcem înapoi? Întoarcem înapoi, colegi? Bebe, rămâneți nemișcați. Nu putem să verificăm noi, nea bebe, mai bine verificăm noi. Ce se întâmplă, domnule? De ce n-ați stat acolo la filtru? Am unde să stau, domne, că m-a controlat deja. Cine te-a controlat? M-a controlat un polițist acolo, domne. Nu cred că ai plecat prea repede. Da, am primit pe căscuță că ați fugit. Nu am fugit. Dacă vreți, vi-l și arăt. Treceți, care m-a treceți cu mâinile la ăsta, amândoi, fiecare la mașina lui. Pe ăsta le iau eu, colegi. Vin aici. Pe ăsta l-a verificat. Și doamne, puțin. Cine l-a verificat, bre? În spate, acolo. Unde în spate? Chiar trebuie pe căscuță. Băi, un titan verzui. Băi, Nea Gigi. Ia întreabă, băi, dacă au fost verificați oamenii ăștia cu Nissan-urile. Colegii, ce cu Nissan-urile? Ăștia roșii și unul verde. Auziți, ne-am polițist. Colegii, auziți că nu e ăsta, e unul roșu. Ah, ok, deci domnule, au fost verificat. Haideți să mergem atunci, să nu-i mai luăm noi degeaba. Ne scuzați, domnilor. Nicio problemă. A fost unul roșu ce-a scăpat. Nu roz. Da, băi, dar eu de unde să știu unde a fost. De acolo, că m-a oprit. Pe unde o fi fugit? Noi trebuie să știm exact pe unde fugă, altfel nu ne dăm seama. Ce faceți, mă, băieți, pe chat, mă? Dacă știi ce e aici pe stație, ai de cap. Da, trage, că e bine. Alea că ești pe stație. Alea cu roțile de tractor? De alea nu era Nissan. Bogdan, salut, Bogdan Coreanu, salutare.
Băi, eu cred că acțiunea se întâmplă în partea cealaltă, nu știu ce am impresia. Ticule, vezi că te-am pus la story? Eu mulțumesc frumos, Cristian. Cred că. Cred că mă mai știi, salut eu, sigur. Termin și eu prăjiturica asta și plecăm dacă nu găsim nimic acțiune. A zis Raider? Colegii, o rugăminte am, dacă fuge cineva să-mi spuneți modelul mașinii mai exact și încotro a luat-o. Și culoarea. Poftă bună, mulțumesc că am ca niște prăjitură și eu. Nu voiam să fac live inițial, băieți. Dar am zis, hai totul să bag un live cu lumea aici, să vedem și noi, mai facem și noi o Caterinca, mai una alta, mai râde, mai... Tiberiu, să luăm, mai o acțiune. Bă, dar nu prea mai sunt din ăștia răi prin oraș, mă. Bă, toată lumea nu oprește, toată lumea... Acum minții lumea. Ne Radule, sunteți cu noi? Dar Nea Pepe, ce face ăsta singur pe aici? Nu știu, era să-l calc. A, e sportiv, știu pe ăsta. Asta face sport mult. Da, alergă pe jos, până la secție. Da. Mai e o Caterinca, mai e un Făcăleț. Cel mai șmecher om bebe mui, se spune Leo. Hai să vedem, măi, pe cine prindem și noi. Gigi, ai pistol la tine, da? Da, da. Păp! Păi, Nea Pepe, ne omor cu zile, mă, Nea Pepe! Nu mai vrea să iasă! Saoleu! Nu, a fost o eroare de degajament. Că mi s-a pus și nu... Cum vei și... Înțelegeți? Da, da, da. Dacă nu ți se punea... Exact. Da, ți-a căzut ochelarii după camera, bebe, că uite, porți ochelari. Mi-a venit șapca peste ochi. Așa, așa. Simpaticul, salut simpaticul. Hai mă să vedem dacă prindem și noi pe cineva. Bă, ce ziceți dacă stăm pe autostradă, să vedem dacă prindem pe cineva cu radarul? Aia zic. Ce ziceți, vă ține? Dar eu nu știu să-l pornesc, dar pe radarul ăla, nu știu. Știu că pe ceva cu F7, pe oricine, tonul. Oricine trece pe autostradă nu merge cu limita legală, e simplu. Am înțeles. Hai să stăm aici, într-o eu parte și eu. Eu să-l setez, dar n-am de ce să-l setez. Plus că e complicat. Îi luăm ce vine dinspre oraș, nu? Bă, pe dar ai văzut în garaj la poliție acolo, e M8 ăla în patru uși? Nu cred. Nu crezi? M8 în patru uși. M8 în patru uși. Frumos rău de tot. Dar nu cică, știi cum se numesc ăsta? Cică e un prieten de-al tău. Cică e un prieten de-al tău ăsta. Știi cum se numesc mașinile astea în patru uși acum? Cum le spun ei? Sunt grand cupeuri. Da? Sunt... Păi de asta zic, eu aveam boala, adică nu aveam boala. Eu eram 100% de șofer convins că există, deci toată seria M este decât în două uși, M4, M2, M3, știi? Păi că la poziția asta pe discurs cum se folosește, știam că e cupeuri, așa știam. Dar știu cum se folosește, știu cum se folosește. M4 uși n-am văzut, acum e prima oară când văd. Uite, o să dau domnul la radar, dacă vreți voi să dau domnul la radar, uite, o să dau domnul la radar. Că eu știam cum, o să-mi iau un pic aici până îi dau domnul, dar... Îi dau domnul, să vedem. Și trebuia să apăs pe ceva, să, dar nu mai știu pe ce trebuie să apăs. Dar Gigi, să nu dorm, să stai pregătit pe pistol, da? Da, bre. Știi cum îți pierd imediat, pac, pac. Same cop, ok. Pac, pac și parcă vezi că vine unul, bum, bum, gata. Faza e că nu știu cum îl închii repede, cu escape-ul, cred că, nu? Da. Și mi-a și în față și în spate, gen, dacă stau aici. Mi-a și în față și în spate, gen, când vine. Asta noastră e diesel, nu? Auzi cum face, cum torce. Taca, 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 taca. Sunt tacheții. Tacheții, tacheții. Ia vine cine, vine cine, vine cine. Ia uite-l. Mamă, ce viteză are, ia-l, Nea Pepe, ia-l. 320 la oră, ești nebun la capăt tare. Da? Trageți pe dreapta. Aoleu, dar ce să-i fac la ăsta? Ia vezi, Nea Pepe, că stai și face. Păi, Nea Pepe, fuge, Nea. Fuge, Nea Pepe. De ăsta știi ce mi-e frică? Că ăsta... Păi, Nea Pepe, am scos taserul, am greșit-o. Tu? Stai, nu trage încă, nu trage încă.
Vedeți că cum îl ia radarul? Uite, are 200 la ore radarul. Ia imediat radarul, ești nebun. Aici e șansa ta să-i dai câteva bucăți. Ne-a Gigi la roz, ne-a Gigi să facă pâr. Băga mea și piciorul. Eu uite-l pe Gigi, arată mumu. Ai de viața mea, băieți, ne-am făcut căcat. Mamă, și el la jos, ne-am făcut căcați. Îi șterge gura plină de sânge. Hai de viața mea. Bă, uitați-vă cine-i prostul din mașină, bă! Doamne, fer, Doamne, fer! Aulu! Aulu! Cum dracu m-a intrat la noi? Aulu! Aulă, ăsta e rănit grav. Are gura plină de sânge, uite-te la el. Domne, sunteți bine, domne? Domnule, sunt ok. Ci că domnule, sunt ok și el îi flash, că ești nebun la cap. Aulă, domne, îmi cer mii de scuze, domne, dar eram într-o mărire specială cu girofarul, cu sisteme sonore aprinse. Nu ne-ați observat? Nu v-am observat. Ticule, zi și mie numărul de telefon după joc. Din cauza lui. Da, domne, stați liniștit, domne. Vă mai merge mașina? Păi eu știu, scuzați-vă. Mamă, ia uite ce bot are. Zici că e Duster acum. Zici că e Duster. Stați liniștit, domne. Nu e nicio problemă. O zi bună, vă dorim. La revedere. O zi bună, la revedere. Ce facem, Neradule? Nebebe, nu e ăla, ăsta e infractorul, ăsta e. Ia uite-l cum se târăște. Ăsta e. Grijă, grijă că vine o mașină, grijă! Colegul, Hai de capul meu. Băi, nea Gigi. Bre, mergi și tu mai ușor, bre, că ai venit, ai luat toți stâlpii până aici. Nea Gigi, oprește și tu alarma aia. Pune-te, domne, genunchi, că iau-te, domne, ce am în mână, vezi? Așa. Hai să-l arestăm. Domn Bebe, îi pune cătușele? Da, pune cătușele și le-i la secție, tu. De ce? Nu, domnul, că n-am făcut nimica, lasă-mă în pace. Fii atent, auzi? Da. Le-i la secție și dai 3 luni de închisoare, da? 3 luni dai. Nu 15, nu 20, 3 luni, atât. Da, colegul? Colegul, ne auzi? Da, domnule. Hai să mergem, colegi, trebuie să trecem să reparăm și mașina. Ce fain, se trăvă jos, da, interesant. Mai știu cum... fac să... Urcă Neradule puțin aici. Îi distrug mașina, bre, nea Bebe, măcar. Că și el ne-a distrus-o pe-a noastră. M-au zis, băieți? Da, nea Gigi. Mamă, că am și surzit de la impact. Așa se întâmplă, se fundă urechile. Mamă, ce... Da, trebuie, știi, ca să nu se fundă urechile, trebuie să mergi înainte, să pleci în patrulă cu o femeie. Da. Băi, nea Gigi, vrei să ne ajuți cu ceva, nea Gigi? Să te sui un pic în mașina asta, să mergi un pic în fața noastră, să văd cum poți să blochezi radarul. Dar merge așa ușor. Exact cum mergeai acum, la Gigi.
unde cu ibuchiz, mă, frate? Prin fața noastră, Gigi, că dacă mergi pe acolo nu te-ai radarul. Nu mergi, dar să ții linia în fața noastră. Dar cum îi dau eu, frate, să-l opresc? Înțeleg. Uite, mi-e Emilia, dar nu știu cum să-l blochez aici. Patul speed, noi 9. Ia mai de o dată. Hai că s-a dus pe cioacă, ești nebun la cap, nu știu ce am făcut aici. Știi mă, știi mă cineva? Nici nu știu cu radarul. Merge. Mă, nu mai știu că eu... El merge radarul, dar nu știu cum să-l fac să-l blochez, ia. Mergi pe așa, mergi față, în față, în spate, în față, în spate aici. Fes loc, fes, uite acolo, pe loc trebuie mă să dau. Ia uzi cum face nebuna. Tu știi să faci așa, Radule? Cum ne-a, bebe? Așa. Păi poți să o faci tu cum vrei, când alergi, știi că dai de... Nu, rotiță în bord, ai o rotiță. Ia, Gigi, și dacă dai drumul la sirenă și dai de o rotiță aia Gigi. După bord? Ia mergi la Gigi în față. Gata? Stai așa puțin. Păi mi-apare acolo loc, dar nu știu cum ia. Ce faci ăsta? E sportiv? Ăsta e un de la un de la să plimbă pe margea. Oulolo. Alo, nea Gigi. Gata? Nu, mai mergi ușor în fața noastră. Tot așa, în față, vin apoi iar în față, iar. Așa, te, fii atent, te duci până la omul ăla, vii spre noi, te duci până la ea din față, vii la noi în gen. Da, Roberta. Roberta, suntem prin Sandy, alergăm pe unii. Hai de viața mea. Bă, Gigi! Gigi, fii atent. Păstrează contactul mereu în fața noastră. Nu mai pleca din fața mașinii. Te duci 10 metri în față, vin apoi. Până încerc eu să reușesc să-l blochez, știi? Te duci în față, vin apoi. Nu, mă, uită-l pe ăla cum a trecut, ești nebun. Front antena, front antena. Mamă, dar nu găsesc, frate, cum blochez. Mai dai, Gigi, mai dai un pic. Hai că m-am dat jos în pana mea. Sunt cu Nea Bebe în patrulă, prin Sandy. Bă, știți, mă, vreunul băieți de pe 8 sau 7? Nu merge 8-7. Știți ceva? Nu știți, bă, băieți, și voi niciunul, frate, cum fac? Poteți să vă duceți-vă, dracului. Apasă pe cătărâle. A, ia, stai, mă. Nu merge. Bă, dar poate n-ai vei... Ia, mergi, mă, mergi un pic în față. Mergi mai tare, Gigi. Mergi mai tare un pic. Mergi mai tare, Gigi. Mergi mai tare, Gigi, un pic. Mergi mai tare un pic în față. Uite pe ăla din față, l-ai luat? Aia, bebe, pe ăla cu jeep-ul l-ai luat? Nu l-am luat, mă, pe niciunul, frate. Găsisem cumva cum să dau pe locul ăla. Eu îl văd în permanență ce viteză are, dar nu pot să-l blochez, știi? Nu știu eu la radare, dar asta n-am folosit niciodată. Ia mai mergi ușor în fața noastră, Gigi, mai mergi așa ușor, mă auzi? Ușor, da, cu da. 10 km la oră, până încerc să mai găsesc.
Ce naiba, bă, băi, ziceți-mi, bă, băi, și mie, mă. F6. Alo, da. Poliția aici. Alo. Știi ce zic? Poftim? Auzi? Da. Sunt eu, sunt The Killer, e bomba la romantic, atâta zic. De ce spui asta? O să vezi tu după, zic după. Păi zi-mi acum că nu mă deranjează. Nu, că după aia află tot orașul și nu păi e... Băi zi, e nu trebuie să zici să afle tot, poți să fii atât de deștept încât să zici de ce e bomba la fără să afle tot orașul. Păi ce te-am sunat eu acum? Poftim? Bă, Matic, ce dracu ai făcut, mă, iară? Matix. Nu mai mă, dă-l încolo. Hai că văd eu așa ce viteză are. Nu, pă mă, Gigi, să-l blochez. Nu știu de ce, dă-l încăcat. Să-l ia n-ai, mă. Stai că parchez. Mihaela, bună, Mihaela. The Killer, de ce ești, mă, că e bomba lui Matix? Da, bebe, cine te supără, bre? Radarul ăsta. Nu, cine te supără de zicea de oraș? Am și eu, bomba la e-mail cum ar veni. Mai mergem pe autostradă, cine ne urmărește? Avem elicopter. E de poliție ăla. Trageți pe dreapta. Aia, l-ați dat geamul jos. Bună ziua, domnule, ce faceți în această zi minunată? Bine, o plin cu mașina. Frumoasă mașina, domnule, frumoasă mașina aveți. Vreau frumos să prezentați și mie un buletin. Eu sunt Bebe Moise de la poliția din oraș. Să-mi prezentați și mie buletinul dumneavoastră și permisul. Da, da, să trăiți. Și faci, Radule, și pe cănat. Domnul Nicu Bazdoacă. Da, da. Permisul dumneavoastră de conducere, domnule. Da, și permisul. Gata, domnule. V-am oprit așa la un control de rutină, că v-am văzut așa puțin grăbit. Da, mergeam cu 50. Da, nu este nicio problemă, păi nu este nicio problemă. Să trăiți și vă dorim o zi minunată să aveți. La revedere. Și... Să trăiți, la revedere. Cum era, bebe? În regulă, băiatul? Da, da. Lacrimă. E lacrimă, domnul. Curat sau umed? La ce te referi? Curat. Da, bebe, da, dar ni se cam desprinde bara sau de cât eu văd în ochii mei așa? Eu nu văd că se desprinde. Eu așa o văd. Vorbești cu mine? Salut, salut la toată lumea, băiți. Haideți că vreau să mă bag și eu cu niște mafios cu ceva. Poate pâine și noi un jaf ceva, înțelegeți? Dar înainte puteai să-l blochezi. Ți-a dat numărul de telefon? Nu mi-a dat, băi, niciun număr. Da, dar și acum, dar nu mai știu cum, că am stat atunci tot așa mai mult să descoper. A venit noaptea, ești nebun? S-a înserat așa un pic, na, bebe, e perfect. Așa seara e frumos. La o patrulă de seară, cum s-ar zice. Aici sunt colegii noștri. Da, 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 uite, la treabă. Au văzut pe treabă, pe neoane, pe nebunii. Hai să vedem pe cine mai pune și noi. Ce-am ratat? Silviu Bos, salut. Dă-te la barbut. Vreau să mai prindem nebun de ăștia și prin orașul aici. Așa ar trebui, nu? Păi tot timpul e
orașul e plin de infractori. Infracțiunea te paște la orice pas. Ai dreptate. ZPX Paul, te salut, ticule. Mai ești, mă, polițist, Paul, nu mai ești polițist, ha? Uite o mașină acolo. Două mașini chiar. Dar una e de poliție, așa-i? Da. Avem suport aerian? Da, suport aerian e cu noi. La mare roșu ceva. Hai pe dreapta. Ia, sunt ai tăi, Gigi. Se duce Gigi la ei, băieți. Pune partea acolo, eu zic, băieți. Cine? Nu dă like și subscribe. Mama lui e tata lui. Da, domnul. Ce-s motivul pentru care v-am oprit în... Cred că aveam o din asta, o scop. Cred că am trecut. Ia uitați-mă, băieți, ia uitați-mă. Credeți foarte bine. Circulați. Am forțat roșu. Gen am forțat galbenul și... Am forțat roșu. Ai de capul meu. Am forțat roșu. N-a fost cu intenția, am zis ca să ajung mai repede, că mă grăbesc, întârzi la muncă și mă ceartă șeful. Domnule, asigurarea dumneavoastră nu este valabilă. Vă dau amenda pe asigurare, cât este. Auziți, dacă are prietenul meu, o are el la el. Nu se poate, domnule. Nu merge. Vă rog să vă dați jos din mașină. Ok. Colegul? Domnul nu are permis. Aolo. Ia-l, nea bebe, ia-l. Ce mai stai? Încătușează, nea Gigi, încătușează-l la secție. Am încătușați? Da, domne, pentru că ești un pericol public. Circuri pe... Circulați fără permis. E un pericol public. Băieți, vedeți că suntem în urmă cu like-urile alea, băieți. Vreți să ținem live-ul ăsta mai mult, băieți? Nu mi l-ai cerut. Păi aveți permis sau nu aveți? Am, dar nu mi l-ai cerut. Cum, nea Gigi, nu i-ai cerut permisul? Ba da, bre. Mai cer eu odată, nea Gigi. Nu are permis. Mai și minte, ce ai brei acolo de? Păi nu trebuie să am cătușele jos ca să pot să umplu la buzunare? Domnule, vi le-am dat eu, v-am căutat eu în buzunare, nu aveți permis. Nici asigurare la mașină nu aveți. Haideți, vă rog. Cum, domne, să n-am permis? Ia stați puțin. Hai să luăm la secție, domne, haideți la noi la secție. Păi cum pot, domnul, să verific dacă mai am permisul sau nu? Păi l-am verificat noi, n-aveți. Păi, permiteți chineză, domnul? Crezi că e nevoie? Dacă n-ai permis, n-ai permis. Păi nu, că vreau să te întreb ceva. Întreabă-mă, dar fără chineză. Întreabă-mă așa, că poți, dacă te uiți puțin cap. Înțeles. Formulează. Stai să mă gândesc. Hai, urcă în mașină, că oricum te-ai gândit, tot acolo ajungi. Hai, domne, folosește, domne, Inspire, ai un buton acolo. Inspire? Mai poți să-mi folosesc mușchiul capa dacă am cătușele? Din păcate nu. Nu. Da, colegul, s-a întâmplat ceva? Nu, vreau să văd dacă aveți nevoie de ceva. Nu, nu. Bă, colegul, am o treabă cu tine de mai târziu. Bine, bine. Cine-i domnul acesta? E Mihail, e vechi. Știu pe domnul Mihail, știu. Da, vreau să-i... Să-i dau gradul de tester, să testeze și el lumea. Oamenii care se angajează noi. Ai de treabă, domnul, l-am cunoscut și eu. Da, e ok, băiatul.
Domnul, dar în secție o să-mi dați cătușele jos să mă asigur eu că chiar nu l-am la mine. Da, dacă vă percheziționăm și nu aveți nimic la dumneavoastră cu țis și alte nebunii, sigur că vă descătușim, că până n-ați omorât pe nimeni. Ok. Că eu am permis și de-aia mie că mai m-a percheziționat un băiat că a vrut să îi dau niște bani. Păi eu știu ce cred că ce se întâmplă cu dumneavoastră. Ce s-a întâmplat? Ia dă-l tu, Gigi, jos, dă-l tu cu bătătele. Da. Ce căutați cu bicicleta aici, îmi spune și mie? Nu, domnul, am venit aici, am avut niște datori la un două polițist, doar la că mine, la mine a vrut să-mi ofere dânsul cu Mercedes. Nu ne pare rău, dar am să vă desumflu roțile la ea. Bre, luați bicicleta și ieșiți de aici. Nu, scuzați-mă, domnul, acum iau. Unde mă duc, domnul? Stați să se mute, domnul, cu bicicleta de aici. Păi am desuflat roțile, gata, să nu mai-l pripari. Hai, dați-i drumul de aici. Păi nu, nu mai merge, domnule. Păi dacă i-a desuflat roțile, ce să mai meargă? Păi, domnule, chiar. Colegul cu tine ce e după noi pe aici? Nu știu, dar mă ieși eu că m-am văzut în Delta. Păi cred că suntem destui, cred că suntem destui. Nu, dar domnul, cu domnul ăla, de l-am prins, de la secție. Haide, domnule, haide. E ok, nu e problemă cu el. Și am, este domnișoara aici arestată. A, trimis-o colegul în spatele garatelor, da. Care domnișoară? Cum o cheamă? Era o domnișoară. Colegul, tu ești de la rutieră? Alina? Nu, sunt de la rutieră, de la ordine publică. De mă. Colegul, tu ești de la rutieră sau de la ordine? De la ordine, bă, nu-l auzi. Ordine, am înțeles. Nu, nu l-am auzit. Da. Păi, Fă și tu ordine prin curte, mă, Giulia, știți că mesajul în sfârșit, am și un moderator aici, Giulia. Băi, nu, veniți aici, în celul aici, domnul aici. Nu, nu o să te duci acum, nu poți să vii, hai, la treabă. Hai, domnule, intați, nu fiți rușinoși. Ne, Gigi, hai că-l percheziționez eu. Nu-i cu spatele, așa? Cu spatele te, unde te mai mișca? Da, domnul, scuze. Așa, nu știu ce dacă aveți. Ce-s cu pungile astea cu praf în ele? Ce pungi cu praf, domnul? Nu știu, domne. Astea-s din alea, solv din alea. A, da. Ia uite, aveți pietre în buzunare. Da, păi... Apa, mâncare. Aoleu, ce se aude aici? Vând că am fost la muncă și mă duceam să duc acolo, la tonomatul ăla. Ce faci, colega? La aparatul ăla. Da, domne, pare că sunteți în siguranță, adică sunteți în regulă cu, n-aveți mine la dumneavoastră, o să vă dau cătușele jos. Ok, să mă uit la mușchiul capa, domnul, că nu umblam așa fără permis. Să-l ajute cineva pe băiatul ăsta să închide definitiv, dați-i bani, că e irecuperabil dacă omul vine să schide astea. Mie mi-apare că am permisul. Domnule, stați așa un pic să vă spun ce s-a întâmplat. Uite să vi-l verific și eu, ok? Ca să nu ziceți că, okay, că nu se descurcă colegul sau poate că... O să verific și eu. Ia să vedem. Da, domne. Alo. Alo. Da. Alo, ce faci, bebe, Moise? Bine fac. Pe unde ești? Uite la secție, că am o treabă cu un domn. Ah, am înțeles. Mi-a zis și Arde, spunează avioane, că vine după tine, n-am prea înțeles. Era un elicopter după mine, da? Dar era de la poliție, ce-i de acum? A, de la poliție, nu știam care-i treaba. Mă gândeam că da, nu s-a întâmplat nimic, nu. A, ok. Da, să eram așa curios cum știam. Uh-huh. Rezici bine, sănătos, da? Bine, sănătos, pe treabă. Pe treabă, da, sănătos. Da, să bine. Ai grijă cu treaba să nu mă ieși pe mine, dacă știu ce zic. Adică, a, am înțeles. A, pe, a, nu știu de seama. Am înțeles, am vezi înțeles. Vezi că și eu te țineam pe tine, acum trebuie să mă ții tu pe mine. Aha. Da, hai, bun. Te salut. Ceau, ceau. Da. Băi, Nea Gigi. Da? Ăsta are permis, mă, Nea Gigi. Cum vrei că l-am controlat și nu-l avea la el? Dacă zic, băi, domnule, că are permis. Se... Nu... Deci nu se poate așa ceva, v-am zis că am. Cum adică? Uite, mai cer eu odată, Nea Gigi. Hai că o să-i cer și eu după. Bă, okay, ești tu afară de aici, bre, că ție, dacă îți dau două bulane în cură peste curt, să vezi ce vă taie. Ești afară de aici, colega. Dar ce am făcut? Că nu intrăm șapte într-o din asta. Sunt eu cu domnul Gigi, dacă vrei să asisti, poți să stai acolo frumos, să nu intrăm șapte peste domnul aici. Ia zi-ne, Gigi, da, cum e treaba? Nu, permis, nu, camion. Nu, păf, permis, camion. Bă, stai așa că tu îi cer permis de camion, pe ce l-ai prins cu camionul? Ce era, bre, ăla? A, da, mă, chem. Era mașină, domne. Nu mă stai în vreo ce ai. Ce faci, domn? Da, domn, așa este.
Auzi. Când te emoționezi? Așa este, domnul, nu... Ușor. Îmi cer scuze. Și acum păi ce facem? L-am arestat pe domnul, degeaba nea Gigi. Fii atent, Gigi, cum facem. Dai și tu ceva la domnul de la tine pentru deranj, ca să n-ajungă pe la șef sau ceva, știi? Și îl lăsăm pe domnul să plece în jine, ne cerem scuze de la el și eu aștept afară. Da, mă, colega, ce se întâmplă de ești așa supărată? L-am făcut să leșinem. Păi, Neradu, ce ai făcut? Ai dat bluja jos. M-a pus să-i umblu la Insign acolo, Nea Gigi. Ai suflat în ea? Eu sunt bebe. Nu, Nea Gigi, Nea Bebe și am pipăit așa, Nea Bebe și na. Da. Mulțumesc, nu. Domnule, îmi cer scuze. N-are nimic, nu. A fost... Cred că unde e italianul? Cred că e pe server și el pe aici. La bebe are permis sau nu? Are. Domnul Gigi îi cerea de camion. Îi cerea de camion. Păi l-a văzut mai mare, cred că. Era camionetă, măi. La bebe, îl duc să-și facă ochelari, că n-are ochelari. Îi dăm basca jos și îi punem ochelari. Da. Uite-l pe italianul, să-l uite-l în ea. Dar știți că ați cu rarea mea, nu? Hai! Ce zici, băi, Giurgică? Uite bine. Mai bagi mâna la cea târnă. Da, da. Mergem, colegii? Haide. Băi, Giurgică, tu poți să... Păi, bă, ideea e că suntem trei deja. Și dacă ar veni al patrulea, nu mai avem unde să băgăm dacă arestăm și noi pe cineva. Dar fii atent, voi doi. Voi doi formați o echipă și puteți să, na, mergeți după noi, nu știu, vă sunăm dacă avem nevoie. Da. Că nu putem să mergem 5 și nici 4 într-o mașină. Chiar acum am venit de la o patrulă cu un coleg, așa mi-a... Haideți să mergem. Câte ore trebuie să fii, nu știu, Jischer, chiar nu știu. Chiar nu știu, băieți, câte ore trebuie să ai să fii polițist, abar n-am. Care trage pe aici, mă? Care sunt așa supărați? Nu știu. Ce faci, domne, aici cu bicicletă? Minim 10 ore? Hai, mă, așa puține, mă. Stai așa că... Ori sau cum era, stați așa. Georgica! A, nu, aici e bebe, iată-o. Eu am 625 de ore. Stai să ieșim pe partea alaltă. Te-ai colegii ce să fac, eu am crezut că ăla e camion, bre, n-ai văzut ce mare era. Băi, Nea Bebe are și Nea Gigi de spate, mă. Era mare, într-adevăr. Păi, da. Dar să iei omul la pușcări, e până de bani. M-a lăsat. Ia uite pe la ce viteză. Puneți-vă centura, că am plecat în misiune. Am pus-o. Pregătiți armele de foc, că e problema mare. Lasă-o și... În față, ăla-l-altă. Da, dar ala nu fug după colegul nostru, îți dai seama. Nu, să nu trag un colegul eu, nu de altceva. Da, tu spuneai ție, gen. Da. Haideți pe dreapta. Hai să intrăm pe cel. Pregătiți armele, colegii. Pregătiți armele, colegii. Aveți dreptul să vă predați. Poliția! A plecat în spate. Haideți, vă rog, rapid. La perete acum. Cred că n-aveți voie să intrați aici. La perete acum. Cred că n-aveți voie să intrați aici, că nu știam că aveți voie. Băi, eram într-o urmărire. Arestați-l. Te urmărește poliția, nu are voie să intre? Intrăm după tine și dacă intri înapoi în mama ta, înțelegi? Intrăm după tine și te scoatem afară. Nu prea aveți voie să intrați după mine, dar în fine. De ce să n-avem voie, bre? Pentru că, așa cum noi n-avem voie să tragem după voi la secție, nici voi n-aveți voie să intrați aici. Se pare că am tras în tine cumva? Am zis, te arestăm, domnul. Da, ați tras. Nu, n-a tras nimeni. Ba, da, ați tras. Nu. Domnul, calmează stățele, domnul, și dacă nu veneai aici, dacă erai băiat deștept, dar acum văd că ai dat și informații. Ce informații te dau, că
Degeaba. Dacă l-ajut eu să urce. Urcați-l în spate. Asta e puțin mașina noastră, colegii, dar trebuie să o luați dacă e. Zic să-l urcați în spate, să-l urcați în spate. Poți zice și voi pe la secție colegul că mașina a spus. Păi noi suntem 3 de asta zic deja. Stai că am mai. Uite mai e o mașină acum. Da, da, am înțeles, am înțeles ce e ce nu. Am urcat în față să-l urcați da, da. Pe cel în spate. Hai, băgați-l în spate acolo. Ok. Urcați-l în față. Să nu se orice nu fac. Aura, tu intră în față. Exact, ce exact, exact. Lasă-l acolo, lasă-l acolo că stă bine așa. Lasă că e mai multă. E în fața lui Neavebe. Colegii, veniți la secție că vi-l dăm voi acolo. Da, da, că voi e al vostru gen. Ok, vă aștept da. Jos în parcare. De ce fugeați așa de poliție, domnule? Pentru că are lucruri de ascuns. Cum adică fugeam? Păi fugea de rupeați pământul. Ai fugit jumătate de oraș. L-am prins, băieți. L-am prins, băieți, la pușcărie cu el. De ce sunteți așa de speriat când vedeți poliția? Noi suntem siguranță și încredere. Nu vă cred, nu prea sunteți încredere. Din păcate. Dom'le, aveți încrederea mea că o să ajungeți la pușcărie. Sunt dom'le de încredere sau nu? Nu, nu sunteți. Bă, uite ăsta, la ăsta uite. Dar centura nu mi-o pune și mie dacă zbor de aici. Nu, domne, că nu mergem cu 300 la oră cum mergea dumneavoastră. Mergem da. Ușor. Nu mergeam cu 300. Uitați, avem 60, 60 avem, domnul, 60. Ce caută domnul cățărat aici? Vreți, aveți pretenții? Vreți centură? Păi dacă zboram. Eu centură n-am, gândeam... dar de obicei mai dau câte o curea. Eu mă gândeam... Eu mă gândeam, nea bebe, mă gândeam să-i dăm o femeie, să-i dăm, o, nu știu, o pizza, ceva. Hai că au venit colegii să-l ia pe dânsul. Hai că l-aș să coboc. Voi știți, colegii, ce au făcut noi doar, v-am văzut în urmărire și am zis să vă ajutăm. Da, vă mulțumesc chiar că ne-ați ajutat. Cu mare plăcere. Sănătate. Domnul Radu, puteți să vă dați primul. Dă-te mai așa, domnul Radu, de acolo. Colegul în continuare, în patronal, în deci stai aici. Deci după, da, eram după colegul meu geamă. Colegul meu geamă. Da, da, probabil. Haideți vă rog frumos după mine, domnul cu armura albastră. Bă, colegul meu, domnul. Dacă haideți, nu vă voi lua cu forța. Haideți, domnul, că auzeam voci. Da, da. Hai, colegii, cu treaba noastră. Radule! Am prins pe la băieți, a zis cum am intrat peste el cu poliția, m-am dus repede după colegi. Hai că a fost mișto treaba asta, mi-a plăcut. Ne-am băgat repede după el pe acolo, țaca paca, i-am ajutat pe colegi, am intrat peste el acolo, nebunul era în alt film. O crezut că intră în scurbură ca peștele. Îmi zice cineva că aia era blindată mașina, așa e? A cui? A lui? Da. Asta nu știu, bre, sincer să zic. Domnul ăsta cu cine se bate pe aici? S-aude focuri de arămă, s-aude. Nu știu cu ce se ceartă cu un domn de acolo. Ia uite ăla, viteză mare, nea bebe și ăla, s-a dus, a? Asta. A făcut și accident, da. Rămâneți! Alo! Bună, bebe, are... Ia uite. Stai că mă ia dansul pe mine. Domne, oprește muzica, domne, și dă-te jos din mașină. Coboară jos din mașină. M-a luat sedansul, băieți, era pe... Acum. Domnule, mă gândesc că știți pentru ce v-am oprit, nu? Da, știu. Oi, mamă. Gigi pasta de la... Cred că sunt română. Activ, băi, pe live-ul ăsta, da, dar bună trebuie seara. Să fii pe toate. Nu uitați să apăsați butonul de like, zice Johnny. Mamă, avem pretendenți aici la moderator. Alexia, salut, bebe, salut, dacă Alexia, bună. Dacă poți să-l iau din mașină, l-am acolo în mașină. No. Lasă-l, băi, să-l ia din mașină aici. Dacă nu-l are. L-am aici. Aș permisul l-am acolo, în torpedou. Lăsați-l să-l ia, băieți, lăsați-l să-l ia. Să iau permis. Ia uite-l pe Neradu, simte că... Caută permis. Ăsta o să fugă, băieți, ăsta o să fugă. Ăsta o să fugă, băieți. Pariu pe 1000 de... Așa.
Ia permisul din torpedo. Ba, nu, n-am fugit, mă. Ia, uite, mă, că n-am fugit. Georgica, nu stați în drum, Georgica, că blocați drumul aici, a nebunilor. Bun. Asigurare la mașină aveți? Da, colegul dumneavoastră a cântat în om. Asigurare, da, mi se pare că am cumpărat mașina acum. Da. Bună ziua, domnul polițist. Domnul, eliberați zona de aici. În oraș. Așa, uitați, aici ai permisul. Pentru că, unul la mână, nu prea suntem noi pe aceeași undă. Și doi la mână, n-aveți ce să căutați aici, haideți, vă rog. Domnule, treceți pe margine, nu vă mai spun încă o dată. Domnule, să trăiți. Să-i du lui mama e pat. Da, bre, da. Andrei, noroc, Andrei, ce zici? Ești bine, sănătos? Ea are probleme, doar are diabet, are toate bolile existente și neexistente. Toate bolile le are. Și trebuie să mă duc și eu să-i le dau. Ia, Gigi, haide să nu stăm mult în dumnea, Gigi. Pedeapsa, pedeapsa, amendă dacă luăm la secție, ce n-are? Îi lipsește cea? Nu lipsește nimic, bebe. Atunci bagă eu mașina, o amendă și aia, hai să mergem. Viteză bine, și... Căută-ne, bebe, accident grav. L-am acolo, văzut, față. Dar sunt e cu colegii. Păi da, a lovit colegii aia. Mamă, domne, dar văd ce la poliția, vezi foarte multe. Ia uite, elicopterul. N-am ales în viața mea. Colegii, vreți să vă ajut cu ceva? De când eram mic. Nu, colegul, nu, mulțumim. Ok. Mamă. Domnul bebe. Da? Am și o întrebare de aia. Sunteți pe face buce acolo în direct? Gata, domnul, sunteți haideți pe face buce acolo în direct? Yes, of course. Da, acolo am intrat și eu până acum, am intrat în oraș și nu mă mai uit. Sănătate. Să trăiți, să moară copiii mei, m-au prins gabor. Unde s-a dus, băi, Radu, s-a dus acolo? Cred că da. Da. Sau? Circulați, nu opriți aici, haideți. Circulați. Circulați. Nu, că nu vreau să descurc, dar pe dacă nu înțeleg, mă, frate. Radu, ce s-a întâmplat aici cu domnul Nicolige? Eu zice că are... Dar, bebe, i-am zis să vină acolo, să-l ia pe ăla, când erau la intersecție, să-l ia ei pe ăla, să-și facă și ei raport, că ei de-aia alergă prin oraș, înțelegi? Și ăsta de la circulație a zis, haide la Radu să-l luăm pe domnul ăla de acolo, iar ăsta i-a zis că nu, haide înainte, lasă-i pe ei. N-am zis așa ceva, dar nu. Păi așa zice colegul că ai zis, că n-ai vrut el tu. El zice mult, dar pe el mi-a zis după ce ai zis tu că, bă, oprește-te pe ăla. Băi, hai să nu mai stăm aici, lăsați-o și hai să mergem. Gata, haide. Sebi, ce zici, Pirico, scuze că am întârziat, stai liniște, măi, Sebi, că nicio problemă, Sebi. Nu mă, la bebe, dar e dușmănia asta în terorutieră și ești alanții, vezi? Ți-am zis? Păi, la bebe. E FCSB cu Dinamo în mașina aia. Bă, bune! E FCSB cu Dinamo acolo. Hai să vedem cu cine mai băgăm și noi. Te urmăresc, Kibu, te urmăresc 2018. Salut, Kibu, mulțumesc foarte mult. Queen, bună, Queen. Salut, Mănuș, a venit Mănuș. Ia uite. Asta e bun. Aoleu, chiar că e. Mă, nea bebe, dacă știi și drumul ăsta, ești... Ia uite, bă, că știi, nea bebe, toate astea. Ia uite, mă. Dar tocmai pe căline bun. Ha? Da? Cred că dreapta, pe aici, stângă. Pe uite, ăsta e. Ăla e. Știe și el de astea, nea bebe, vezi? Să spui când să dau drumul la foc. Eu zic să-l lăsăm un pic. Trage pe dreapta! Trage, domne, pe dreapta! Ia uite-l, bă, ce știe, bă, ăla știe toate. Știe. Da, s-a dus, am văzut și eu. Uite, în față. N-are nicio șansă să scape. Da, ce știe toate astea pe aici asta. Dar bebe, cred că ăsta e mafio ceva de știe toate smecheriile astea. Uite-o pe aia noastră, ai văzut-o? Eu nu urmări și cu ochii după gagici. Doi în unu. Am tras în sus de trei ori.
Da, bebe, am tras în sus de 3 ori, gata, pot să trag la roți. Ia-l ușor, ia-l ușor, ia-l ușor, ia-l ușor. Îl iau, nea bebe, pierdut îl iau. Pierdut? Da, nea bebe, l-am pierdut. Ce că îl iau. Ușor, ușor, nu mai tragi, nu mai tragi, cred că are deja pană. Păi vreau să-i dau și la roata aia. N-are nicio șansă să scape de noi, nu-i mai da, nu-i mai da. N-are nicio șansă să scape de noi. Mamă, are, are și bin din ăla. Mamă, dar a ieșit cineva cu capul prin parbriz sau mi se pare mie? Da, parcă și-a văzut, bebe. N-are cine, băie, scapă de noi sau nu scapă? N-are nicio șansă să scape, bă, băieți. Mă, dar alt pistolul mai bun, nu mai am și eu. Gata, am băgat un pistol mare acum. L-am luat, nea bebe, l-am luat, am schimbat pistolul, nea bebe, l-am luat. L-am luat, bre, nea bebe, bre. Am schimbat pistolul, pe bune. Uite, nea bebe, vezi că era, ia uite, bă, nea bebe, bă, ia uite că, opa, e proxenet, bă, nea bebe ăsta. Aolo, bă, cum ieri. Uite, bă, era încătușată fata, bă, băiatule. Domnișoară, sunteți bine? Domnișoară. Trebuie să-i dezbârligăm acum. Nu scapă, nu. Bă, am încercat să-i zic lui Radu să nu... chemați Murdu, chemați Murdu. Trebuie să pun așa mașina în fața lor. Domnule, circulați, domnul. Vă rog să circulați. Chiar e ăla, mă. Easy Alex, easy Alex, aici te agit. L-a omorât. S-ar putea să-l fi împușcat, dar să vedem ce aici zmurdă. Să vedem ce zice zmurdă, guys. Dacă nu-i ofer eu primul ajutor, dar nu știu dacă... Să vină zmurdă, a sunat la zmurd? A sunat la zmurd? Da. Acum ne bebe, da, da, da. Alo, Zmurdu. Mă aude careva? Nu răspunde, bre. Bine, bebe, nu răspunde ăsta de la zmurd. Ți-am zis, bă, să nu tragi, bre, că eu îl omori. Bine, bebe, i-am schimbat pistolul, atât am făcut. Bă, l-am schimbat pistolul, nea, bebe, ce vrei să-i fac? L-am furat mașina. Bre, a murit, bre, trebuie să chemăm salvare, salvarea nu vine. Bre, nu vine. Auzi, nea, bebe? Ei. Hey. Eu mă uit în spate că îi se văd chiloții la domnișoara aia. N-ai și mata de-asta, cum îi zice, să scoți gloanțe? Pensetă de-aia, știi că ai lucrat în zmurt. N-ai și mata vreo trusă? Că ai dita mai geanta în spate. Aș avea, bre, dar... Na. Domnișoara, sunteți bine? Uite, a scăpat domnișoara. Domnișoara, ce era cu acel domn de v-am cătușat? V-a făcut ceva rău? Nu știu, eu eram pe gânduri și m-am trezit acum aici. Domnișoară, cred că tocmai v-am salvat. Domnișoară, ați fost rapidă? Cunoașteți pe acest individ? Da. Cum îl cheamă? Cum îl cheamă, domnișoară? Am omorât, domnule, vinovana, bebe. Are mai multe nume. Unul dintre ele. Dar nu știu exact numele lui Ideal. Bă-te pe ea, am înțeles. Dar bebe, o descătușez? Da, descătușez pe domnișoara, sigur. Și domnișoara, să știți că noi n-am făcut nimic. Noi v-am urmărit și v-am descătușat. Nu știu cine a tras, v-a alergat cineva, habar n-am. Haide, nea bebe, să mergem.
Da, nu știu, v-am găsit aici cu el, nu știu ce s-a întâmplat, cred că a dat mașina peste el. Hai la Gigi, haide! Aolo! Uite, a dat și Radu, am dat și eu. Am dat în același timp Radule. Da? Da. Dar am schimbat pistolul, am pus pe ăla cu țeava lungă, știi, calibru mai bun. Am dat dată poc și am văzut cum a sărit. Hai să tragem la roți, gen, că putem să-l, putem să-l prindem, știi? Uh-huh. Eu la roți am tras. Ia uite-l pe ăla. S-a căzut cu motorul, săracă, bă, și-a rupt gâtul. Oi. Să chemem smurdu, dar nu smurdu mai avem. Băi, cheamă asta... smurdu, băi. Dom'le, tu erai pe, pe motor? Ce plânge. Da, du-te pe trotuar și cheamă smurdu. Aoleu, aoleu, aoleu. Asta a fost pe contrasens. Aoleu. Nu, pregătiți-vă, pregătiți-vă că ăsta e nebun la cap. Trageți pe dreapta. Pregătiți-vă că urmează ceva grav de tot. La Gigi am tras două la roată și trei la, la sus, bine? La cer. Acum urmează ceva frumos. Bre, ține-te bine, bre. Ia uzi, băieți. Să decolăm. Ia uite-l, ăsta-i cascador. Ăsta n-a știut pe unde să fugă, mă, a vrut să se ducă în dreapta, în stânga. Da, rămâneți pe dreapta, aoleu, aoleu, aoleu. Doamne, ferește, coi. Băi, dacă nu... Doamne, ferește, ăsta nu mai e CSGO, mă, frate. Canajambe. Ăsta nu... Aolo, colegi, vă simțiți bine? Ăsta nu mai e CSGO, băieți, ăsta nu mai e CSGO. Nu am nimic, eu mă prefac. Eu m-am pus pe o burtă, că păi n-am și eu la fel, dar am pe inimă o nimerit puțin în spate, dar am vestă pe mine. Dar cine era ăia? Nu știu, bre. Păi, dar nu prea e ok, ne-am bebe treburile astea, știi? Păi așa zic și eu. Că asta se întâmplă doar la ăștia noi când, când vin, așa fac. Înțelegi? Hai nu să mergem să-i căutăm. Dar o fi fost cu ăla de antras noi, nu cred, da? Că au venit, s-au dat jos, s-au tras direct, adică... Nu cred. Nu cred că erau cu ăla. L-am văzut eu pe unul așa mai la față. Stăteam așa, m-am uitat puțin cu capul în tărâle și l-am văzut puțin la față. Noroc că am avut vestea. Uite aici, e închis spitalul, ce naiba e? Dar ce mașină aveau? Văzut ce mașină aveau? Nu știu, nu știu. N-am apucat să văd nimic. Andrei, bună! Salut! Urmează un mare ban la băieții aia? Nu le dau bani băieți, că e dreptul lor, dar... Ideea e că e aiurea în pana, dacă noi îi omorâm pe ei, cum ar fi să oprim și să-i împușcă în direct? Deschideți... Trage pe dreapta. Ăsta e la cu motorul, ești nebun la cap. Bre, tu nu ești la cu motorul, bre. Ba da, domn, mi-au revenit. Păi când te înveți și tu minte că nu e ok să mergi așa? Ha? Nu ți-ești ție rușine să fugi așa prin oraș? Da, da, domn, m-auziți? E mele când juca pe Enjoy? Te aud? Tu m-auzi? Domnul, ce scuze, domn.
Am băut o bere și da. Domnul. Domn polițist. Am auzit? Și cum, domnul, vă urcați băut la volan? Am ajutat eu un pic, că nu e ok așa, mai ales că e din ăsta care vine după mine. Băieți, nu mai faceți stream snipe, băieți, pentru că nu fac roleplay cu voi așa făcând voi stream snipe și mai de-atât vă mai primi și gel și pe aia ce devine, că sunt rău, că am treabă cu voi. Bă, frate, ar trebui să ia banul, să face așa ce a fost, ce se gău, păi așa, dar eu știu cine a fost, că... Am văzut, spun, tocmai de-aia am activat ca să-i văd. Ia, sunt în urmărire, colegul. Dar bebe, dar ce mașină avea ăla? Că n-am văzut. Ge avea? Nu, și avea un Jeep ceva. Cine nu era Geu? 3-3, nu, pot, pot, are, nu, băieți, că nu-i dau așa, o să vorbesc cu băieți, l-am văzut unul dintre ei. Nu e ok, eu spun din orice punct de vedere, nu e ok. Păi nici mie nu mi se pare ok. Păi nu, dar, nea, bebe, dar... L-am văzut pe unul așa la ochi și o să-l caut eu și vorbesc cu el. Da, nea, bebe, în primul rând că n-avea când să-l anunțe când îl urmărea, înțelegi? Că e acolo și direct acolo să... Că nu e spre direcția aia, l-am alergat pe el și acolo a apărut ăla. Bine luat sau... Trageți pe dreapta. Trageți pe dreapta. Hai să mă bag aici, în spatele lui. Ia, dă-te tu jos ca să opui sirenele. Aia, Gigi, eu nu mai stau la Gigi cu pistolul în mână, că m-am săturat. Da, e seară, cred că putem să fim și noi pregătiți. Bună seara, ce s-a întâmplat mai exact? Dom'le, este un control așa de rutină și căutăm niște suspecți care conduceau un Jeep negru și o să trebuiască să vă legitimăm și probabil să vă facem și o mică percheziție. Ce încep problema? Ce problemă? Haideți să vină unul dintre dumneavoastră la mine aici la mașină. Să te întorci cu spatele. Aici, să-ți fac o percheziție. Nici problemă, domne. Dacă vreți să deschid eu geanta, să nu vă anțipați. Nu, no, e că o deschid, așa e ușor, nu-i problemă. Să vedem și la picioare. Geanta, ce aveți aici, niște apă? Nu, nu, domne, poți subi să am acolo ceva. Da, domne. Buletinul dumneavoastră aș vrea să mi-l arătați și mie. Poliție cere buletin. Păi că am întrebare, spune Veronica, spune. Uite-ți. Domnul Eric Armageddon. Da, domnule, poftiți buletinul înapoi, vreau frumos să mergeți, mulțumesc. Să așteptați în mașină sau lângă mașina acolo, să termineți colegul. Sigur, domnule. Gata, domnule. Așa, totul bine? Permis, permis, da. Permis buletin, nea, Gigi? Da, are, are. Ok, atunci sunt în regulă. Ne scuzați, domnilor, a fost doar un control de rutină, de rutină, să aveți o seară plăcută. Ne scuzați, la revedere. La revedere, da. Foarte de treabă, domnii, că au acceptat... Ce s-a speriat aici, dar cred că aici de-a glumă. Foarte de treabă, domnii. Mai sunt și oameni cinstiți în oraș, oameni de treabă, oameni educați, cum ar veni. Nu doar bombardieri. Sunt neabebe, dar sunt rari ăștia. Ăștia sunt rari. Dacă... Și sunt pe cale de dispariție. Uite, așa se merge în patrulă, peste două persoane, pericol serios. Ăla a trecut pe roșu. Ăla sare cu bicicleta. Un control de rușine. Da, nu știu ce am vrut să zic. Control de rușine. Aolo, am vrut să-l iau pe ăla, dar aolo. Era verde. Hop, am înțeles. Au.
Pregătiți tot ce aveți în dotare, băieți. Ăsta ne-a căutat. Tot ce aveți în dotare, tot ce aveți în dotare pe el. Gata, chiar și la cap, nu la pic. Nu mai dați în sus. Din moment ce a intrat în noi și n-a oprit. Tot ce aveți pe el. Aolo, colegi, sunteți bine? Eu am avut centura pusă, sunt ok, voi? Eu sunt cu telefonul. Da, bebe, sunt bine, sunt bine, sunt bine. Asta e de la NBB care fuge din oraș. Da. Ia asta, te-ai făcut praf. Da, mă, de ideea e că ăla a intrat în noi, gen, n-a rulat nimic, așa. Adică nici măcar nu l-a interesat că a intrat în noi, înțelegi? Ăsta poate să fie un pericol pentru server, înțelegi? Și uite că nu m-am uitat cum îl chema, frate. Ah, ce rău, îmi pare că n-am activat alea să văd cum îl chema. Da, din păcate nu știu cine era. Eu am vrut gen să-l prindem de acolo, probabil dădeam un admin sigur, sau ceva, știi? Nu, sunt ok. Nu, ia uite-l, da, am văzut. Ăla l-a trecut pe roșu cu orosul. Bă, da, acum nu o să-i luăm pe toți care trec pe roșu, la. Ăștia cu viteză în mod normal, știi? Sau care merg pe contrasens, știi? Da, cum era și ăsta nebunul. Uite, ăsta e pe contrasens. Ăsta e motociclist, mă. Deci motociclistul e scuterist. Băi, rămâi pe loc, acolo. Ce faci, domne? Mergi pe contrasens. Dați-vă masca aia jos de pe față, casca, ce aveți. Ne auziți? Alo? Da, bebe, ăsta e surdomut. Aoleu! Ce faci, băi? Aoleu, mă atacă, colegii. Bebe, las că i-am dat eu. Bebe, ăsta e dublu ultraj, e pușcărie pe viață. Shit. Ce cânt arco? Nu mai dă voi, dau, mă. E bombalău? S-a văzut bombalău? Rău de tot. Da. Dar voi știți de ce era el nervos? De ce? El voia să se întâlnească cu noi, dar nu putea să ne prindă cu scuterul ăsta, știi? Cred că toată seara a fugit după noi. Ai de capul meu. Lasă că i-a dat nebebe de muncă acum, să spargă buturuci. Da, bă, băiatule, n-ai cum cu unii. Mare pradă ce aveți. Nu, e mă, că ăla era din altă lume, nu avea treabă cu noi deloc. Aolo, ce se întâmplă aici? Stai, s-a stricat orosul. Da, nebebe, are probleme cu motorul. Ce cum să, să strice Urusul, mă, ești nebun, Urus? Lamborghini, ce vrei? Dai, trebuie să ceva de vii pe aia să strice, păi ce mai Dacia? Nu-i și aia mașină, bre. Dacia și dacă se strica, preparai pe loc. O șurubelniță și o patent făcea minuni. Iar mă sună, bre, Robert, asta m-a nebunit cu apelurile. Bă, dar la ea e verde, mă. Accident ăsta e grav. Uite-l pe ăla după ce a oprit sirenul, după ce intră în lume. Dar cine e ăsta, colegă? Ce dacă e de la zmor? Păi ce dacă asta zic? Trage pe dreapta! Nu vă dai jos. E posibil așa ceva? Domnul doctor, e posibil așa ceva? Ce, domnule, ce? Fără nicio urgență, nimic, fără girofare, apoi ați lovit pe cineva în intersecție, apoi ați dat blană. Dădeați drumul la girofare, le opreați. Păi, la ce viteză aveați, nici n-ați văzut. Gigi, amendă. Nu e ok așa, domnul, să înțelegi, aveți urgență, dar dumneavoastră... Plus suspendare permis,
Dar Gigi plus suspendare permis. Nu îi da suspendare permis, că ne ajută. Dar bagă eu amendă acolo să fie pe viitor mai atent. Păi ce să le ajute ne, Gigi, că am sunat de două ori la zbur și n-a venit. Domnul, eu îmi fac treaba, domnule. Sunt cam singur în oraș, să știți. Păi no, da, dar asta nu înseamnă că poți să treci pe roșu și aprinzi sirena când vrei tu. Dar și mai ușor cu viteza, când veneați la, până la urmă veneați aici, n-aveți niciun pacin, nici urgență, înțelegeți? Mai ușor la întoarcere, mergeți mai ușor, că sigur, nu se mai întâmplă accidente, că ați lovit pe cineva acolo. Mică, da, domnule, mulțumesc frumos. Să aveți o seară plăcută, să aveți grijă, domnule, atâta tot. Da, domnule, la fel să... Sănătate, stăiți. Doctore! Da, ne rădu. Doctore, uite-te la ochi, uite-te în ochii mei. Da. Te ierd de data asta. Bună ziua, bună ziua, bună ziua. A fost... Bine, domnule. Uite, înțelege-te cu domnul, că domnul e, înțelege-te cu domnul bere, doctor. Domne, vin și cu o, dau și o bere. Domnul doctor ți-a lovit mașina, înțelege-te cu el. Da, bă, nici doctorii nu mai sunt ce au fost. Să știi. Ce mă ține partea dreaptă, guys? Ce frumos e în orașul ăsta, sunt fleșcă pe oraș Neradule. Suntem noi aici, am făcut echipă frumoasă. Nu ne stă nimeni în față, cum s-ar zice. Băi, mai ales acum că e noapte. Băieți, avem și noi 1000 de like-uri, băieți, n-avem 1000 de like-uri. De ce n-avem, bă, băieți, bă? Cine? Nu dă like și subscribe, mama lui, tata lui. Ce frumos are Gigi niște perciuni, zici că e din Dallas. Așa am crezut, bre, nu am... Na, bebe, ea nu se numesc perciuni. Se numesc pacleți. Da. Cum erau pe timpuri odată. Purtata taia. Pacleți? Da, pacleți. Eu urs. Bună seara, domnule, bine. Bună seara. Ce faceți, domnul, sunteți bine? Bine, mulțumesc, dumneavoastră. Bine și noi. Agent Bebe Moise de la poliție. Da, vă cunosc. Domne... Am vantat puțin pe dreapta pentru că am văzut că ați pierdut controlul mașinii acolo și da, cineva putea să fie rănit. Aș dori să-mi prezentați și mie buletinul și permisul dumneavoastră, vă rog frumos. Desigur. Permis conducere, să-i cerem iată buletinul. Din păcate nu prea dau oamenii like. Ai, domnul Smoke, salut domnul Smoke. Salutare. Hai să dăm și permisul de conducere. Hai că vorbesc eu cu Nabebe acum. Aveți de toate, domnule. Vă doresc o seară plăcută și mai multă atenție, vă frumos, la trafic. Mulțumesc. Să nu fie cineva la 206? Venit. 206? Să trăiți, sănătate. Hai că vorbesc. Nabebe. Da. Uite, m-a sunat un băiat care m-a sunat și dimineață. M-a sunat acum și mi-a spus că e la 206 și că are probleme, că e luat de cămătari. Eu ce să mai zic, eu cred că au venit prietenii mei peste mine sau ceva, nu vedeți? Aoleu, Nabebe. În fiecare seară mă iau și hai să mergem. Dar nu-i vezi, Nabebe, nu-i vezi, eu? Nu pe toți, dar în schimb am văzut pe alții. Uh-huh. Foc, pe ăștia sunt. Foc, dă-i pe ei foc! Dă-i Neradule, acum e momentul să dai din alea periculoase. Da, să-mi bag pistolul cu țeavă lungă, gata. I-am spart-o a ta? Ia uite, bă, nici nu se lovesc băieții. Slab rău pe frână mașina. Ia uite ce s-au răsturnat neburii, bă, băiatule, bă. Uite, mă, cum trag, mă, bulangii din mașină, mă. Ne libera zona, deci haideți. Nu, ne descurcăm. Neradu, ești bine, Neradu?
Hai să vedem dacă vine, hai că vine doctorul. Circulați! Bună seara, domnul Bebe. Circulați, circulați, bună seara. Băi, ești nebun, nu mai da, mă, de ei. Hai că... Le-am dat eu ne puțin skill așa, la băieți. Ușor, domnul! Ușor, domnul! Vă frumos să-l ajutați pe domnul de aici. Imediat, domnul, imediat. Și mai avem un polițist. Imediat, domnul. Domne, plecați de aici, domne. Plecați de aici, ai eliberat zona acum. Pot trece pe aici în față, cu mașina. Da, poți trece, dar ușor. Ok, ok. Imediat, domnule, are puls, domnul polițist. Cred că a fost puțin rănit, dar oricum are vestă pe el, nu cred că... Imediat o să-l ia curdul în prim ajutor. Ce dai skill după ce te omor? Cine m-a omorât, mă, că erau... S-au răsturnat cu mașina și trag din mașină. Știi bine, domnul, polițist. Da, domnule, te-am după aia zic că știu roleplay. M-a atins acolo, dar am leșinat de durere. Dacă te răsturna cu mașina și rulezi, păi rulezi, nu mai rămâi, mai tragi tu cu pistolul. Da, domnule, o punem în bandaj acolo ceva. Eu tocmai de-aia am dat puțin în ei, că... Unde? Bă, dă-i drumul de aici, bă. Dă-i drumul de aici că te împușc. Scuze, domn, scuze. Ajutați-l și pe domnul Gigi de aici, vă rog frumos. Ia spuneți domnul polițist. Ajutați-l și mai pe domnul polițist de acolo. Imediat. O să iau pasta de poliție, că ceva trebuie să-mi iau și eu mașină. Ia uite, am nimerit-o fix pasta aici, nebun. Fix loganul de poliție l-am nimerit. Bă, dacă nu înțelegi, n-am ce să vă fac, frate. Ori înțelegeți să plecați, ori nu înțelegeți. Domnule, de ce nu înțelegeți că trebuie să plecați, a? Bicicleta, bicicleta. Păi ce bicicleta? De ce ați venit aici în primul rând? Mă, vreau să mă duc în nord și m-am oprit și eu. Hai să luăm armele de la ăștia. Când dacă le pui încătușează, confisc armele. Nu fac eu bine ceva? Da, domne, ce-i cu tine aici, domne? Luați armele de pe el, vă rog, a zis colegul. Are puls. Nu știu dacă nici nu mi-arată dacă ia armele, dacă nu. Confisc armele. Nu mi-arată, bă, dacă ia armele, mă. Gata, domnul polițist. Și ăla cine-i de acolo? Ăla cine-i, mă, de acolo? Bă, ia rămâi pe loc, bre, care ești tu? Na, bebe, ia arată o legitimație. Gata, zice că e de la CIA, zice că e de la CIA și a vrut să ne ajute. Uite, eram cu mașina personală și am zis da, 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 chiar are, da, chiar e de la CIA, domnule. Ne cerem scuze, domnule. Cred că eu am tras. Cred că... Cred că eu am tras în el, că l-am văzut în negru și nu știu nimic, da, exact. Nu vezi, nu nimic, nu... Avem, da, avem, da, mi s-a dus când a tras. Ce aia sunt așa, aia? Bărina, bebe.
O ia seamănă exact cu tine, da. Ai și matale prin geanta aia, să-mi dai și un pistol de la pe pistol, te rog eu mult. Nu știu dacă am. Dacă aveam ăla, eu moram imediat, pă, dar așa poc poc mi-e greu. Hai că facem. Am tras acolo, în doi. Hai, salut. Hai să mergem, hai să mergem, să treci. Hai că avem mașina în spate. Numai domnul doctor, vă mulțumim că ați venit, domnul doctor. N-aveți pentru ce, o zi frumos. La fel, să trăiți. Por la... Da. E, nasol cu pistol, bre. E greu cu pistol, ăștia trag cu automate și cu pistol. Pa, iubitul meu, pericol, te iubesc că ne vedem mâine, am înțeles. Bă, Tudore, tu ai dreptate ce zici acolo, mă. Dar știi care e faza? Faza e într-o următoare. Gata, ai luat Dumnezeu? Uite, mai are asta un pic și ajunge în rai. Nu vrei faza e în felul următor. Mă dau jos direct cu automată. Mă mai stau la discuție cu pistoale. Cu... Bă, dar știi care s-au răsturnat acolo și răsturnat străgeau nebunii. Aia sunt... N-ai cum să-i oprești din bătăilie. Eu am impresia că e aia de data trecută, care ne-a mai urmărit odată și nu? Nu sunt aia? Aia sunt. Păi vezi? Ia, eu cred că e pe la tine, pe acolo, pe... Eu i-am zis la mâinile sus, să dau jos. Pe telefoane, nea bebe. N-aveam nicio treabă. Fac expre ăștia. I-a meritat bani? Da, Alex. Mă, nu poți să tragi așa, știi cum? Tragi direct cum... Că nu e ok să... Da, de ce? Să ne batem mai urea, să ne împușcăm, să ne... Că nu e ok, dar... Dacă oamenii ăștia vor, asta de e dungeon. Uite-l și pe ăsta. Tabac mic. Pot duca pentru tine, am nevoie de bănuți? Nu mă cunoaște, dar e mai cu figuri așa, să știi el. E figurant. Cine e figurant, bre? Păi și cheamă-l. A, să fie sănătos. Da, problema e că nu-i merg nici luminile de tot. Da, nebebe, ce gata? Ce mi-aș arată Lăganu? Gata sunt. Gata, nebebe, patrula, nu mai facem. Facem precum, dar am venit să schimb mașina, înțelegi? Am înțeles. Da, domnul Răzvan. A, nimica. Că uzi că aveți treabă cu noi. Găsit Panda. Pe mine sau pe Radu? Nu, pe Radu-l căuta. Dar ce vrea? Nu m-a găsit că eram, am fost cu bebe în patrulă. N-am idee ce voia. Era supărat că am dat 3 apeluri la poliție și nu i-a răspuns nimeni. Da. Asta, s-a supărat. Întrebat care ții mâna ta dreaptă în poliție. Și eu am zis că sunt eu, dar să mai rupt așa. Mâna ruptă. Da, stai cu mâna ruptă, nu? Poftă bună, Radule. Sau nu, Cristian era... Nu, băi, eu sunt cu rechile. Băi, știi ce nu înțeleg o chestie? Cum poate să spună că a dat 3 apeluri, că imediat acum dacă face apel la câți polițiști se bate pe apel să ajungă primul. Așa da, cred obicei. Că suntem destui de mulți, da. Păi sunt mulți. Poate nu s-au dus, eu știu. Vrei să depinde și zona în care... Ce? Hai că fac eu test. Păi și ce, rutiera nouă ia sau ce? Da, nu știu ce zic. Toată lumea, deci nu... Poate să ia apelul, dar depinde și unde este. Că dacă este într-o zonă din asta mai rău famată, nu se duc. Cine? Bun. Bun. De altă parte, dacă scrie în apel ajutor poliția sau AJJVVV. Sau aici? Da, aici. O seară bună, seară asta la un club, dacă vrei să știi mâine ziua lui Fimea. Dacă scrie accident sau o chestie de genul ăsta, okay. Da, bun, se duce protiera. Dacă îi se bat doi în parcare, se duce ordinea publică. Sunt jefuri. Da, sunt jefuri. Un apel la poliție e la fel ca o rugăciune de aia la Dumnezeu. L-a luat cineva pe ăsta jefuit? Trebuie să descrii problema, nu înțeles. Am făcut tot. Ordinea publică, nu-i la el. Acum. Salut Vlad, salut. Bă, strângem și noi 1000 de like-uri sau nu strângem? Ce ziceți? Ai luat apelul? Bă, Lile, stai de la mine? Cu tine am fost în partea aia, nu? Ce anume? Mai am dacă unul Lil. Să fii tester, Mihail, da? A, da, stai. Da, mă, da, cum vrei. Primul Radu m-a zis. Te bag eu tester. Da, bag eu că nu... Păi uitați... Radu. Hai, Gigi, Radu, ocați. Da, mă, n-ai dat testul nici... Ba da, domnule, l-am și luat.
Ceravă, pune un punct în ziar să te văd, că te fac eu polițist. Așa. Venom? Da, da. Hai încoa, brother, seara cum se îmbraci. Nu sunt polițist, dar trebuie să mă duc să mă îmbrac. E greu aici, până ești de aici, n-ai cum, eu vin lângă mașină. Domnul polițist? Da. Da. Am fost jefuit. Du-te înăuntru și lasă o declarație. Ok. Ia uite ce mașină frumoasă. Cu neoane, cu tot ce trebuie. Golf e ăla. Nu mă, ce și-a omologat-o, din ce am înțeles. Ăla roșu, mă? Da, da. Ma. Bre, dar tu nu ne vezi, bre, aici? Bre! Nene, mă auzi? Bre, ne auzi, bre? Domne, ne auzi? Ia uite-l pe Gigi, bă, să mă omoare, bă. Domne, ne auzi, domne? Domnul. Aolo, mai rămân și blocat, ești nebun? Hai că am făcut treabă. Trebuie să opresc undeva, băieți, puțin. Aici mai exact și revin, ok? Sigur. Trebuie să ies din joc, să intru din nou, băieți, că mi s-a bulit insertul ăla. Mai aveți și eu una alta cu el. Doste de player pe server. Avem oameni ca lumea. E Alexandru Anduraj de la Zmurt? Alexandru, nu știu dacă este. Bar nu. Cred că este, cred, nu sunt sigur. Nu mai știu numele. M4. Hai băi, cu 1000 de like-uri. Cine? Nu dă like și subscribe. Mama nu e tata lui. Suște persuste. Panache, te salut, Ticule, salutare. Colegi, mai sunteți aici? Da, nebebe, n-am plecat, noi dormim. Te așteptăm. Mamă, să te stangi rău de tot voi. Mâncam și eu un sandwich. Da, și un pic. 6. Să luați și voi apeluri la poliție dacă sunt. Nu prea sunt, bebe, da. Iau. Ce faci, vrei, spargi geamul? Cine? A scos și numai pistol pe geam de a spargi geamul, da, uite, ia uite și spatele, bă! Sau trage cineva? Ce se întâmplă? Nu, e cu problema. Da, da, da. Am problema de la oraș, poate. Riței Petru, salut, salut, am Riței Petru. Hai după ăla, împreună cu colegii. Mamă, dar ce se uce mașina lui ăla? Dar știi cine e ăla? Nu. E ăla de mai devreme, de la mai prins o dată. Uite, uite, uite. Colegii mai bine pochi. Stai și voi, Geana, după el, în pana mea. Că eu trebuie să fiu uitând la condus. Hai că s-a dus pe cioacă. Mamă, dar se duce și a lui. Se duce blană, nu așa, dar se duce și el în căcat. S-a dus. O, hai. Zob s-a făcut. Jos din mașină, amândoi. E nasoală, așa-i? E rău. Băiți, îmi pare rău, eu sunt singurul vinovat aici, doamna, n-am nicio vină. Dați-vă jos. Șmecher. Și dumneavoastră, doamnă, jos. Mâinile sus, cu fața la mașină. Să-ți arestați.
Domn polițist, domn șaralaia, ce-o vine, e o statică mea. Domne, plătești. Eu, domne, eu sunt... Plătești cu pușcărie, domne, nu bani, stai liniștit. Aoleu, domne, cu pușcărie? Păi da, ce crezi? Auziți, domne, dar uite, vă văd aici 1, 2, 3, 4, 5. Asta e Roberta, mă? Percheziție pe ele, Gigi, ce mai stai? Mi-am uit pe loc. Domnișoare, trebuie să vă percheziționez, să știți. Auzi, șeful, le vezi unde pui mâna pe aia? Da, da. Nu vă deranjează, nu? Auzi, șeful? Nu, nu, domnule, că vă cunosc. Mă cunoașteți? Da. Ce spate finuț aveți. Am fost cu Alexandru Benzinarul împreună. Ușor cu mâinile, șefule. Ușor, ușor, să vă întoarceți cu fața, vă rog să văd dacă aveți și în față. Să controlez și eu puțin, bebe, să o controlez și eu, că mi-e place să controlez. Poliția română, așa puțin respectare față de donșoară? Oh, aveți mare... Nu, că lasă, cuțit, că doar, lasă că doar domnule are voie să mă controleze. Da, da, de pâine, cum să nu? Da, doamne, veneam de la ăsta. Am fost și eu la un camping cu băieții și am văzut-o pe donșoară asta și am zis-o dat la o tură. Weapon flash, weapon stun gun, weapon nightstick. Mai da la autură că era să mă dai la tură la asta Dumnezeu, drept cum mă băgai. Sunt de la sport, de aceea am din alea acolo de a... Măi, Nea Gigi. Și da, nu, Nea Radu, Nea Radu. Domnișoara, domnișoara asta are baston. Are baston, domnișoara. Unde are? În față. A, umblați cu bastoane, domnișoara? Ia controlați-o. E de la sport. Da? Ia veniți, domnișoara, veniți. Oh. Domnișoara, sunteți domnișoara Sprite? Da, e de la Smurf. Dați un pic să văd eu. Care sunteți? Da. Chiar parking ID. Da, uitați-vă și pe băiatul. Ia veniți, domnișoara. Pilar s-a făcut mașina. Băi, omule, băi, ce mașină are, mă. Tot praf. Parcă văd că o pune Radu pe aici un alt. Colegii, stați un pic, Gianna, pe el, că trebuie să-i dau cătușile jos. Da, da. N-are nimic la el? Are un cuțit, bre. Păi ia-l! De pâine cuțitul, șefule. Haide, domne, cu pâinea pe surb și cu mâna, nu? Trebuie să opri sirena asta, cum da, a făcut de cap. Da, mai faci o bucățică de carne, mă, de-asta. Da, pe șeful ăla, nu lasă, uitați cum a trecut viteză, alea, e criminal. Domne, e autostradă aici. Păi da, domne, e autostradă, dar eu știu că pe autostradă 120 maxim. Pe ăla n-avea 120, mâncava așa. Ce se l-am prins, băieți, l-am prins. Gata, domn. Bun. Colegul Digi, să-mi spui când ai scos cătușele, ca să fiu pregătit. Acum ai le scot. Ok. A, dar ce s-au de acolo spate? Domnule, dați-mi vă rog frumos un buletin. Vă mai cer toată buletin, dar mă rog. Frunză, domnul Frunză, da? Da, domn Poli. Da, bre. Ce face nenea ala acolo? Nu, nu, rămâneți acolo. Aoleu, aoleu. Nu, că vrea și ea, vrea și ea. Agenți, agenți, agenți. E sindromul ăla, Stockholm, cum mai se numește ăla, e frică. Cui e frică? Ei, s-a spăimutat și... E un instinct de supraviețuire. Măi, domnișoară. Dar bebe nu are nicio armă la ea, e curată. Dar eu n-am, trebuie să... Domnișoară, dar merge și cu mine? Nu ziceați că ne știm, că am fost prieteni când eram mai mici. Dar bebe, uite acolo, nu te vede, îl ține eu pe ăsta pe partea aia. Da, da. Au, 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 au. Hai să zic ceva, domnișoară. Aolo. Să știi că sunt expertă. Aolo. Fără mâini? Și nu prea mai scos sunete. Ar fi bine. Și fără mâini pot. Sper să nimerezi bine, băieți. Salut, băieți, vă salut pe toți. Vă salut pe toți, băieți, salut. Ai, ai, ai. Ce frumos e cerul. Cerul e frumos. E albastru afară și e negrucios. E sora lui Alina, bre. Aoleu, gata. Aoleu, e sora lui Alina? Da, a? Sora vitregă. Aoleu. Da, Nea Gigi, rămâi și tu puțin aici, că nu știu ce vrea să zică domnișoara. Vrea domnișoara să zică ceva, Nea Gigi. Ia să vedem. Ia să vedem. Aoleu, Nea Gigi.
Nea, bebe, închide-ți lițiu, bre, că ai uitat să tragi lițiu, trage-ți lițiu. Trage că ne vede românii. Aolo, stai așa. Așa. Auzi? Eu tu-l pe Nea Gigi. Bre, dar da, auzi că știu. E sora lui Alina, cică. Da, da, da. Știu că Nea Gigi e primul, a dat asta Nea Gigi, ia uite-l, lasă-l pe că și el om. Pâine. Că-i că două pâine. Da, da, m-a rugat să-i dăm cătucile jos la urmă. Ai dăm, bre, că ia oricum n-are nicio. Bă, dar la unde e, bre? L-au luat colegii? L-au luat, da, l-au luat. Bravo, bravo. Ia uite-l pe Nea Gigi ce rezistă nebunul. Pregătește-a pe autostradă. Opresc-și de la Elia. Îți dai să ce-o fi în capul ăla. Aoleu, uite-l pe Nea Gigi, bă. L-a dat pe spate, bă, așa bine i-a făcut. Cum vorbim, Nea? Ce-au toate frate de mușcă? Te-o dat pe spate, Nea Gigi, a? Bă, moșii mușcare. Domnișoară, întoarceți spatele, domnișoară, să vă descătușez. Faceți o treabă, neam, și chiar v-am încătușat din greșeală, ne cere mii de scuze. A fost din greșeală, nu vă supărați. Să-i transmiteți salutări lui... Băiatul s-a dus până la secție, dar haideți să vă lăsăm în oraș pe dumneavoastră. S-a dus să-și facă buletinul din nou. Vedeți, domnișoara? Poliția, siguranță și încredere. Da, da. Imediat am acționat. Mamă, ce trage mașina asta în dreapta. Nici nu se pune problema. Vrei, mă? Nea Bebe. Da? Mamă, ia uite, Nea... Băi, Nea Bebe, vezi, am luat un apel tocmai unde. Ce dracu, vezi, da, ia urlă ăștia. Ăla. Ia-l meu ăla, bă, eu l-am pus acolo. Ce apel? Mă auzi? Ia uite-te să vezi unde e. Uite-te să vezi unde e, e tocmai la 4 km, e departe. O lăsăm pe domnișoara la intersecție și mergem la apel. Tu-l zici de la de pe autostradă? Da, da, da. Unde te lăsăm, domnișoara? La showroom e bine? Adică nu la showroom, aici undeva. La orice garaj. Uite aici, domnișoara. Oh, poliția. Să-i transmite salutări lui Alina din partea noastră. Da, da. Da. Să rămână, să rămână. Nu mai mușcați, doamnă. Unde e apelul, mă? Că eu am pus la secție și nu știu unde e apelul. E... Ia, pune tu dacă știi unde e. Era pe autostradă, s-a dus numai. Hai, patrulă! Ok, schimbă. Patrulă, Nea Bebe, da. Uite, bine, mă, ia uite, păi aia pleacă direct, păi și eu ce să fac, să rămân că sunt rănit? Nu sunt rănit, că eu mă țin bine de volan, înțelegi? Poate voi, dar voi vă reveniți pe drum, nu? Da, Nea Bebe. Bă, își pune ăștia stâlpi din alea de silicon, bă, dai în ei, nu simți nimic. Și mai am și barea în față la mașină. Aolo, ăla s-a făcut căcat, ești nebun? Urcă mașină, Gigi, urcă mașină, Gigi. Hai, Gigi! Unde s-a dus, că l-am pierdut? În spate. Uite-l în față, uite-l. În față, mult, când în față, fuge mult, așa, da. Gigi, sar direct în mașină, așa. Nu mai stai. Așa, și aici, dreapta, așa, ăla e. Uite-l în față. Aaaa. Ia trage-l lângă noi, Nea Bebe, trage-l lângă noi. Trage-l că stă... Mă dai cu Robert. Unde s-a dus, mă, de unde nu mai... 393. Nu, 393 era, nu era 393? Eu asta mor pe ei, bă. Mor pe ei, bă. Ăsta era copil, mă.
L-am scos, bre, din apă. Ia, bre, să vedem că să-i face niște compresi în ăsta, poate își revine de la apă. N-a rezistat, bă, n-a rezistat, băieți. Deci eu înțeleg de ce nu te predai, frate, dacă vezi că nu poți. Eu nu poți să scapi de un polițist. Te predai, bă, frate. Bă, da. Cred că e de 300 de zile în folosul comunității. Aolo, bună ziua, domnule, bună seara. Sunteți bine? Ce ați pățit, domne? Ați sărit în apă, am sărit după dumneavoastră, domne. Vă mulțumesc. Din păcate o să trească să vă încătușesc, să știți. De ce, domnule? Eu nu pot să mă încătușesc. Mai pui întrebări, de ce? Pentru a fugi de poliție, domne. N-am văzut, domnule. N-are nimic, haide să luăm la secție. Încă un jeg luat de pe străzi. Ce s-o fi gândit omul ăsta, băi, colegii? Cred că o băgase pe aia cu intră în apa mării și o să pățești de poliție, o să evadezi. Doar că noi nu suntem poliția, nu suntem mai mult decât poliția. Noi suntem justițiari acestui oraș, băi, nene. Tu dacă ai picat cu noi în plasă, practic ai belit, înțelegi? Da, domnule. Noi dăm cea mai aspră pedeapsă, băi, chiar nea, și bebe. Pedeapsa capitală. Tu știi ce mă... Dar ce să-mi faceți? Eu, sincer, eu o să te bat, îți spun. O să vezi, la secție o să te bat în primul rând. Pentru că mă uit la buletinul tău și văd că e destul de vechi în orașul ăsta. Și dacă tu faci așa, ce pretenții să mai am la unul care vine în oraș acum de curând, da? Ia zi. Ricol, ce-am pierdut? Ce să pierd? N-ai pierdut nimic. Avem și noi 1000 de like-uri, băieți? Vorbești? Nu avem, bă, băieți, bă, nu vreți să apăsați butonul domnule, și de like. Plămâni. Las că o să scut eu cu bastonul. Ah. Uite-l și pe ăla. Ăla-i tot un din ăsta, gen skinny pești. Cine vă fac? Colegii, știi cine mi-a scris? Cine? Cine, cine? Eciți. Daniela. Nu? Bă, dar ce le știi tu? Ți-a scris Daniela? Păi mi-a scris mie, dar nu mai are numărul. Bre, nu mai tu și atâta. Cu apa ta. Nu pot, domnule, te mănc în cur. Mie se păc urechi. Hai să vezi ce ți-as acum și pe fundă ți-as. Te susțin pe grăbaft, Andreea, mulțumesc frumos, Andreea, ești foarte de teamă. Domnule, dar nu mă băgați la pușcărie, m-am necat. Bună seara. Uite, vorbești cu... Bună seara. M-auziți? Da, da. Am numărul ăsta de la un prieten dumneavoastră, Lingurar, dacă îl știți. Așa, da, ce-i, cu ce se întâmplă? Și îl am o static. Aolo. Cum aveți așa, domnule? 5 minute și 13 secunde să veniți la 376. Ok, cel singur. Mai bine ar fi să nu vorbim în discuții la telefon, că s-ar putea să fie interceptat și să ne trezim cu mai multă lume acolo. Cel okay, mai bine bun. Îmi trimiteți locații direct. Ok. Prin mesaj. Da, îți trimit acum. Ok, aștept să trăiți. Hai, domnul, circulați. Băi, avem o problemă gravă. Ce anume? Rezolvă-l pe domnul de aici, rezolvă-l de aici direct. Unde s-a dus Radu? Domnule, știu drumul. De aici, bre. Și cu Ochintiș. Unde e Radu, bre? A dus până... Poliția, uite, da? Repede, trebuie să m-a bătut în bătaie în stradă între poliții și civili. Poliția. Mamă, trei apeluri în același timp. Unde s-a dus Radu? Radule... Bre, Radule. Da, ne-am plecat, acum avem. Stai că eram cu Roberta sus aici, stăteam un pic de vorbă. Ascultă-mă puțin, hai, da. Repede, că avem urgență, te aștept jos. Gata. Avem urgență, băiți, Lingurar este capturat, trebuie să mergem să-l prindem. Băi, Radule, m-a sunat un număr acum că cicălau pe Lingurar, o static. Și dacă, pe asta e, dacă nu mergem acolo, au zis că îl omoară. Păi merge, nea, bebe, cum să nu? Mi-au trimis locația. Gata, nea, Gigi, l-ai rezolvat? Da, bre. Ce ai făcut? Un pulam pe spate și l-am trimis la pușcărie. Cât? 20. 20? Și da. Puțin i-ai dat să mai dădeam 200, hai să mergem. Bre, eu sunt indulgent așa, nu... Las că e bine.
Hai să mergem, că avem treabă. Să aveți, cum se numește, centura pusă, vă rog frumos. Da, da, ce s-a întâmplat, bebe? Lingura este răpicică. Mi-e rău. Am fost chemat să nu deschideți focul sau ceva decât dacă spun eu. Bă, dar de departe nu-i departe, e aici. Cred că e undeva într-un bloc, într-o parcare ceva. Aolo, l-are pe domnul Lingor, stati. Să rămâneți la mașini. Stați liniștit, domnule, nu se va întâmpla nimic. Lingor, ești bine? Sunt bine. Domnule, nu cred că mi-a spus să veni singur, dar mai este un singur coleg în mașină. Îl rog să plece. Mai am un singur coleg în mașină, păi cu ce să plece, cu mașina mea? Bun, atunci să stai acolo. Nu se dă nimeni jos din mașină. Ce s-a întâmplat, domnule? Da. Ce doriți în schimbul lui Lingurar? 100.000 în bani. Cash. 100.000. Se poate, domnule, sigur că se poate. Se poate? Sigur, sigur că se poate, nu este nicio problemă. Bun, te rog să-i dai la băiatul de asta. Păi trebuie să mă duc să-i aduc, domnule. Credeți că umblu cu 100.000 de dolari la mine? Sunt cretin. Aveți 15 minute să veniți înapoi cu banii. Sigur, domnule. Sigur, sigur. 1, 2, 3, sunt 4 persoane. Am plecat. Băieți, ce facem, băieți? Ce-au zis, bebe? Brâna, bebe, nu vrei să ne pitem noi să executăm? Auzi că vreau 100 de mii de dolari. 100 de mii? Fii atent. Bebe, dacă facem vreo mișcare din asta... Ascultați-mă, dacă facem vreo mișcare greșită, s-ar putea să-l împuci. Ții minte când am fost noi atunci cu ostaticii aproape de Cilia de acolo și erau trei ostatici jos și cum ne-am apropiat, ei au împușcat ostaticii? Eu n-am dormit două zile din cauza moartea ostaticilor, parcă a fost din vina mea. Așa m-am simțit. Nu putem să acționăm. În niciun caz nu putem să acționăm greșit. Dar, bebe, eu mă gândeam... Că să ne lași pe noi mai în spate. Și în momentul când tu faci tranzacția de dai banii și vii la mașină să pleci, că tu îl iei pe Lingurar. Noi atunci executăm pe ei. Încercăm să facem asta, dar nu știu ce să zic. Eu aș vrea să facem altfel. Cum? Păi, da, bebe, trebuie prins. Să stați în mașină cu mine, păi asta, stați în mașină cu mine. Și după ce luăm ăsta, începem urmăria lor. Și suntem toți în mașină, cum ar veni. Da, 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 mai bine așa. Unde n-ai bă, caut și eu un bancomat și nu găsesc un bancomat. Nu era că o găsesc un bancomat. Ce ăla din stânga și dreapta la principală. Parcă aici era un bancomat, uite aici. Rămâneți aici că am dus să scop bani. Băieți, ce fac, băieți, ce fac? Spuneți-mi voi ce să fac acum. Au sniper? Aveau sniper ei? Ești eu fotbal și mă uit la live? Unde joci, mă, Cristian, fotbal, mă, nebunule, la ora asta? Auziți-l, mă, pe Cristian, el joacă fotbal. $100.000 bani cash. Da, au sniper. Avem 1000 de like-uri, băieți, bravo, băieți, bravo. Și suntem live de 2 ore aproape, băieți. Aolo, guys, mi-e frică, să știți. Aie, bebe, strângem tare din buci și dăm înainte. Așa facem, noi urmărim. Am venit cu banii așa cum am promis. Ți-a dus banii? Sigur că da. Dați-i la domnul îmbrăcat în roșu. Domnul, veniți să aproape. Da, 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 imediat. Apropiați-vă. Eu nu știu ce CNP are băiatul ăsta. Oferă bani. Sau de aici în genunchi, ridică. Dați-mi mie.
Web 2.0.0.15. Poftiți. Da, e ok. E ok, colegul. Acum eliberați-l, vă rugăm frumos. Da, o întrebare, dumneavoastră, sunteți singur aici? Nu, mai am un coleg în mașină. Da, doar un coleg sau ați venit? Ce s-a auzit? Nu știu, nu noi, nu am face așa ceva. Da, bun, puteți să mergeți, dar... Bun, aveți 20 de secunde să plecați. Pe dumneavoastră. Da, da. Hai, te pierd așa, bre. Hai, urcă. Hai, bre, după-i. Bă! Trebuie să-i prindem. Și cine mi-a atins capcana? Cine? Italianul, frate meu. Aolo. Mă chema să mă întâlnesc cu el. Da, bebe, deschidem focul? Uuuu! Bă, ce nebun sunt, bă! Nu ne scapă. Nu trage, lasă-i că vreau să-i pină. Nu, am tras de 3 ori în sus. Da, bebe, le trag la roată, le spar roata. Nu trage deloc, că îi prindem, n-am unde să se ducă. Îi prindem. M-am lipit de ei cum fac căței. Suntem Sky. Nu prea. Trageți pe dreapta. N-au nicio șansă să scape de noi, neradule. Asta seară o să fim cu ei în celulă. N-au nicio șansă să ne scape, neradule. Ai încredere în mine. Siguranță și încredere. Trageți pe dreapta. Nu vorbea, bebe, dacă ieșea pe autostradă erau ca și prinși. Bă, dar bebe, nici ăstora nu le vine. O cursă iar. Dar nici ăstora nu le vine, mă, în camă să se bage pe o străduță închisă sau ce-o. Unul dintre ei are pistol. Poliția, trageți pe dreapta! Băi, trag, au început să tragă. Dar bebe, au început să tragă ei. Oh. Oh, băga-mi ia și piciorul. Ne-a făcut pană, bă. Chimă un mecanic? Să-l schimbăm. Băga-mi ia și picioarele că trebuia să tragem mâine, neradule, bine ai zis. Pai de capul meu. Nu se poate așa ceva. Uite, știu cum i-am dar pierdut. Dar e important și mi-a nașpai că m-am luat italianul, ce facem? Începe iară să mă cer că el iară răzbunare, iară... Nici nu știu ce să zic. Că ți-am spus, da, bebe, că trebuie să trage, nu m-a scus deloc, nu-i prima oară, ei cunosc pe răufăcători din orașul ăsta. Băi, ai dreptate, neradule. Să știi că ai avut dreptate, neradule. Chiar ai avut dreptate, să știi. Dar eu am zis că nu știu ce, că să nu facem așa, că de ce să-i tragem? Că haide să-i menajăm puțin, să-i legănăm în brațe, să nu știu ce, și uite ce au făcut, vezi? Ai avut dreptate, bravo. Tu de ce n-ai tras de Gigi? De ce n-ai tras de Gigi, spune tu? Am zis ce? Că-i prindem așa. Și tu credeai că îi legănăm în brațe. Nu e bine, vezi? Nu e bine. Tu trebuia să tragi. Băi, Linguare, schimbă-ne și tu rata de rezervă. Așa, bravo. Hai că ne schimbă Linguare acum. Am zis că-i prindem, mă, bebe, că abia mergea motorul ăla, dar... N-am știut că pana mea de vagabonți. Ne-a tras direct în roată. Hai că ne-o schimbă ligură că ăsta e mecanic. Ei, s-a născut mecanic. O sună băiatul ăla de mă rupe cu apelurile. Gata, Linguare? Stai, acum văd să văd. Măi, pe senzori acolo. Hai, okay. E ok. Ce facem, bebe? Ce să facem? Vezi că ne prindem? Bebe. Ce? Te vezi mașina aia, cu aia am urmărit.
Hai, după ei, după ei. Italianul. Aoleu, urcați, 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 urcați. Să înceapă urmărirea. Repede, 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 că îi pierdem. Da, așa că pata poate și mașinuța asta. S-a dus în față, nu? Da, 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 în față, în față. Dreapta? I-am văzut. Aici, dreapta, da, dreapta, aici, aici. Uite-i. Ce credeau, mă, că scăpați de mine? S-a dus pe ciocă mașina aia. Ei, uite, mai era un amfipt acolo, ați văzut-o? Da. Băi, bebe. Ai, a prins! Bă, perfect! Băi! Mă, ce-i ambușit! Mă l-a zis să dau tare. M-a fugit unul, m-a fugit unul. N-a fugit nimeni, bă, ai văzut tu că a fugit. Sunt în mașină, bre, aici. Dați-vă jos din mașină, poliția! Jos din mașină! Poliția! Uite-mă, ia uite-mă aici! Poliția, pe burtă, culcați! Culcați! Pe burtă! Și domnișoara, pe burtă! Ia vezi dacă mai sunt în mașină. Deschide ușa, neradule, deschide ușa. Și pe noi ne-au răpit, domnule. Au fugit în spatele casei, erau doi. Uitați-i pe stradă, e unul dezbrăcat acolo. Domne, nu mințiți. Uitați-l, domne, că fuge pe stradă, domne, lângă mașina de poliție. Dați-vă jos! Aolo, ne-a furat mașina de poliție. Ce domnul facem domnul în cazul ăsta? Îi luăm pe domnul la secție? Hai să-i luăm la secție să ne dea mai multe detalii. Dacă au, că domnii susțin că sunt răpiți și ei. Ceea ce se poate fie probabil, că am văzut că se ocupă și cu răpiri, că și pe lingurile au răpit. Ia dă-te puțin, dă-ți puțin jos, Reda. Întrești, Roland. Da, și pe mine m-au răpit, domnii, și pe mine și pe soția mea, ne-au luat. Aolo, Roland, de tu ești? Da. Da, mă, ceau, băi, italianul, ce nu știu, nu știu ce-i cu el. Să rămână, Diana, să rămână. Bună, bună. Băi, n-aș știu că sunteți voi, am văzut că... Bebe, uite, uite unii pe acolo cu arme. Era speriat, în mașină, n-aș știu ce se întâmplă. Dar și pe lingura, mai înainte am fost și l-am scapat din ghearele lor, am plătit $100,000 să mi-l dea înapoi. Cred că vrea să facă bani italianul, ne răpește... Aolo, atenție, atenție, se trage la pământ, la pământ! Jos, 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 Diana! Aolo, a mai venit o echipă de poliție. Aolo, nu-ți văd nimic. Hai să-mi dai și mie o armă. Aolo, stați ascuns, stați ascuns, că trage bine. Bă, mai e unul în spate, mai e unul în spate, atenție! Mai e unul în spate, au, au, au! Mamă, frate, sunt mulți rău. Atenție că avem și în spate și în față, atenție că sunt și în spate. Flanchez cu dreapta, îl flanchez cu dreapta. Ai grijă, Nea Gigi, ai grijă să nu ne pierdem viața. Trebuie să ne retragem. Care ești, bre? Ia, lingurare, tu ești. Vedeți că sunt mulți, suntem atacați, trebuie să ne retragem. Suntem pe teritoriul lui, Nearadule. Retragere, retragere. Avem o mașină de poliție mai sus. O iau și vin după voi. Așa, 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 așa. Așa, așa, așa. O, nebunule, că mă... Băieți, urcați aici, băieți, urcați aici, băieți, urcați repede, repede, repede! Repede, Neradule! Aolo, să ne omoare și Altanu, bă! Aolo, bebe, două roți dintr-un foc, ne-a bebe! Patru! Patru! Lăsați că am învățat la școală, am învățat la academie! Am învățat la academie când era pe vremea lui Iuli cum să conducem mașina pe jante! Sunt profesor, sunt un fel de iarna pe uliță! Țineți-vă bine că sunt profesor pe jante. Iarna pe uliță de George Toporceanu. Nu erai cu Rui Coșbuc? Nici eu nu știu. Iarna pe uliță, de cine era, băieți?
Iar n-am pe uliță. De George Cojuc. De cine era, băieți? Poate vine colegul de la poliție din spate după noi. Bă, Titeaur. Școala lui Titeaur la mine aici. Ce vorbești, mă, de-i simt rolling, de-i la gara, avem garaj la Sias aici de poliție, putem scoate mașina de acolo. Mergem la mecanic să ne repare. Da? Păi ce vrei să luați, că e pe ăla al meu cum ar veni, e pe inventarul meu. O, ce mașină frumoasă ai, cât ai dat? Domnii mecanici! Da, spuneți, opriți orice treabă, că avem nevoie de dumneavoastră aici la mașina aceasta, da, suntem în misiune. Ia ce are? Da, ați venit fără rost, domnule, sau ce ați făcut aici? Mamă, domnul Bebe, ia uite. Domnule, suntem antrenați la poliție să conducem pe jante. Ce faceți, domnule? Trebuie să schimbați roțile cu totul, domnul. Hai, colegi, auzi? Repede, sudați roțile. Ce faci? Acum. Ia vedeți. Sunteți din aia de la curse, acțiune, peste... Acțiune, mă răpit italianul. Furious. Băi, Michi. O, bună ziua. Dar cine e domnul acesta? Domnul Ingurar, bună ziua. Este prietenul meu. Ți-ai făcut prieten? Da. De ce? Gata, domnul polițist. A? De ce nu? Cum îl cheamă? Cum îl cheamă? Javier. Am auzit el. Aolo, se trage, trebuie să plecăm, băieți. Se impușcă. Trebuie să plecăm. Hai. Gata mașina, gata, domnilor. E gata. Domnule, trecem mai pe seară și plătim, da? Da, mă așteptăm. Sănătate. Mamă. Aolo. Mamă, ne-a bebe, trage. Ce faci, mă, Gigi? Ne-a bebe, iar ne-a spart o roată? Nu știu, să sperăm că nu. Țineți-vă bine! Hai să-i așteptăm aici dacă vor să o dea cu noi. Vreți să o dați cu noi, băieți? Haideți încoace dacă se stari. Hai să-i așteptăm pe podai să vină. Le mumă în cur. Uite! Aia sunt. Mamă, dar sunt mulți, bă! Am văzut 3 mașini, am numărat, voi? 4. S-au dus încolo. Băi, Lingurar, dar așa mare brigada are italianul? Da, mă. Dușmanul tău? Cred că ne vine prin spate. Prin spate. Urcați în mașină și hai să fugim. N-ai gândit-o? Că poate ne vine din spate. Uite. Mamă, și știi ce problemă am? Așa este în spatele nostru, să vezi. Bă, eu când am acțiune din asta, știi ce pățesc? Știi ce pățesc? Ce? Mă, taie căcară. Uite că n-avem roată, v-am zis eu că n-avem o roată, că a tras. Mi-amintește de cineva. Domnul mecanic a venit înapoi. N-a făcut ochi de Roberta. Da, și mie la fel. Domnul mecanic, nu ne-ați făcut treaba bună. Domnul mecanic, plec cu pană. Uite. Mai are pană domnul mecanic pe spate aici. Da, domnul polițist. Are mecanică, are pană pe spate. Hei. Iar are pană, de ce ați făcut? Bună seara, Nea Bebe. A oprit mașina asta peste drum acolo, Nea Bebe. Aolo, nu sunt ăștia, mă? Erau cu ăștia, da, cu mașinile astea. Hai, uite-te bine la mașini, că mergem după ei. Stai să ne repare, doamne. Scuze, Nea Bebe, vreau să fugim de ei. Și tu vrei să mă duci la ei? Îi rupem, neradule. Gata, domnul polițist, acum n-are cum să nu fie bine. Doamne ajută să fie într-un ceas bun. Haideți, sporuri de ciuperci vă urez. Bre, dar n-are tu roata spart. Iar ne-a spart-o! Bre, îi sparte roata, bre. Știi, bre, să faci o roată, că dacă nu, eu te vendez. Ce faceți, domnule? Stați că nu are, iar e cancer roata. Are roata, când de-aia chelește, a? O sudează, mă, vezi că pică iară jos. Băi, dacă nu las-o așa, că îi dau pe... Gata, băi, ia uite-o. E ceas acum, bravo, domnul mecanic. Venim mai pe seară să facem plata. De nota 11, că 10 a profesorului. Bună seara. Bună seara. Uite, ăștia sunt. Bă, dacă... Aolo. Deschideți și voi focul asupra, deschideți focul. La roți. Aolo, avem roțile sparte. Deschideți focul la roți. Mamă, dintr-o dată am ajuns înaintea lor.
Bebe, retrage-te, bebe, că sunt prea mulți. Nu contează, o viață avem. YOLO! Da, bebe, l-am luat pe unul, bebe, ia uite, praf s-au făcut, l-am luat. Vedeți, l-am luat, bebe. YOLO! Aolo, mai trage neharatule când suntem răniți, neharatule. Păi eu nu trag, eu nebebe, trage unul prr dintre noi, nu știu care. Aolo. Am trebuit să ieși în tragere. Vă simțiți bine? Mă simt cel mai bine, nebebe, cel mai bine mă simt. Aolo, băi, am o veste bună și una rea, am o veste bună și una rea. Vestea rea prima dată. Cu ce să vezi? Zi-o pe aia rea, dar nu cu roata. Cea mai rea e că m-am căcat pe mine, dar vreți să auziți și partea bună? Aolea. Că nu pute. Da. Nu mă mai scapă. Nu mai avem roata, nebebe. Aolo, iarăși. Nu mai avem nici roată de rezervă. Aolo, se trage. Aolo, o trage, nebebe. Aolo. Băi, dar sunt mulți drău ăștia, bă, lui italianul, mă. Hai să ne retragem, hai să ne retragem la secție. Aolo, nebebe, mergem, iar mergem cu scântei. Așa merg, n-avem ce să-i facem. Oricum, mașina asta e pe inventarul meu, dar dacă îi spun eu lui șeful ce am pățit, mă crede? O să-mi scadă bani din salariul la ce i-am făcut la BMW-ul ăsta. Cred că următoarea dă Dacia. Sunt curios cât are de plătit poliția română, de câte ori ne-au reparat ăștia mașina. Cred că suntem urmăriți, bă. Bună, bebe, ăștia din spate sunt? Ia pune nea, bebe, o frână brusc. Pune-o frână brusc. Nu sunt, bă, ei. Nu sunt ei, da. Aolo, ne-am accidentat? Ăștia sunt nea, bebe, care a trecut acolo, sigur, îi cunosc. Nu, cred, bă, că sunt. Da. Hai la serviciu înapoi, nea, bebe. Merge la secție, nu la serviciu. Eu zic și pe ăla. They see me rolling. They hating. Teo, bună, Teo, bună. Ola, Teo, băieți, ce facem, băieți? Cum scăpăm noi de italianul? Dați-mi și mie o idee pe chat, dați-mi și mie o măzlină, o făcălez, nu ziceți nimic pe chat. Sunt două mașini. Aoleu, ce m-a căcat pe mine. Era să ne ia colegii. Ce păi ziceai că, nu te mai scapă, nea, bebe. De frică, că ți-ai zis când am acțiune. Da, nea, bebe, dar ai zis că nu te mai scapă, asta e partea bună și acum iar? Nu e, mai faci odată. Nu mai sunt controlabil la poponeț. Aolo, ce cald e, m-a luat cu călduri. Colegii? Colegu? Să trăiți. Colegu, ce vreau să vă întreb, colegu? Dacă, da, dacă am făcut mașina asta căcat, mă dau afară de la poliție? Am fost într-o urmărire specială și are și pană pe față, are, hai de capul meu, și abia mi-au dat-o, că abia m-am angajat de două zile. Bag un garaj acolo și alta de îndotare. Bag eu repede, iau platformă, mă duc la service, mă ocup eu aici, nu problemă. Aolo. Să nu știe șeful la mare. O bag acolo, domnul. Bag una aia acolo și adu alta. De acolo, din dotarea de jos, în gără, și aia e... Mai departe, zis, mă zic cum fac. Să trăiesc, să acum vreau să am montat un GoPro pe cap să facem un live aici. Aolo, pericol, păi luam o idee bombă, mai străin. La copil, mai, adică... Gigi, scoate și tu mașina din aia, Gigi. N-am mai făcut nicio comandă, nimic. Vorbim mai încolo. Aolo, Andrei Ros, salut! Băieți, trebuie să mergem să-i prindem. Vrei să conduci tu, Gigi? Să trag și eu? Da, hai. Te descurci? Te sperăm. Hai să vedem. Sigur îi găsim pe undeva. Da, bebe, trebuie să-i prindem, sau măcar să prindem liderul lor cu italianul ăsta, să-l prindem. O să te mai joci arma 3, băi, n-am timp, frate, n-am timp, pur și simplu. Eu m-am jucat de toate, dar n-am timp. Acum, în afară de GTA 5, vă spun singur, mă mai joc doar Tarkov și nici ăla nu apuc să mă joc, că pana mea. În rest, GTA 5 la greu am jucat, băiți. Aolo, ce cald e, guys.
Băieți, este cineva dintre voi? Pe unde n-ai băsuia? Păi, nu cred că e... Nu știu, hai să patulăm așa că ne întâlnim noi cu ei. Dar cred că tot în zona aia, pe aici ar trebui, pe partea asta de sus. Chemați mascații, cea mai bună idee. Trec pe aici. Valiente, coliente. Faci live. De ce nu mă salut? Salut, Marian, salut, vă salut pe toți. Țineți bine? De ce? Am o presimțire. Este o zonă rău famată. O să avem din asta. Avem arme, nea bebe, avem arme. Uite, au scris și bebe, mașina de acolo. Trebuia să ne punem și noi cu o veste, mă, bebe. Păi fii atent, se anunță că o să fie revizie la toate mașinile din poliție și o să trească să mergem la sediu. Da? Și ne luăm și armuri dacă e. Eu mai am la mine armuri, dar nu contează. Mergem dacă trebuie. Hai să mergem. Hai că le șterge acum mașină și am scăpat. Anunță măcar 2 minute să merg la garaj. Hai să mergem până la secție și după aia... Da, mă, nea bebe, ne blindăm și mergem peste ea. Băi, nea bebe, dar dacă luăm o mașină mai bună, mai rezistentă, n-avem și noi? Mai rezistentă? Asta e cea mai bună, băi. Ascultă la mine. Ai făcut 1100? Da, mă, nea bebe, dar ne rupe răuțile repede la ea, n-ai văzut? Nicu, ai dracu, bebe, de ce nu te joci ce? Ce la ce? Ce la ce? Nu mai de am vă... De 2 ani, mă, Andrei, mă, de 2 ani ai mai venit pe la mine pe aici? Băi, băiatule, bă. Bagă-o în parchează, nea Gigi. Parchează-o să mergem să... Aia zic. Hai să mergem să ne luăm câte o veste ceva. Bebe, ai trecut pe lângă. Era bună amfibia aia? Era bună aia, da. Să trăiți, să trăiți, bună seara. Are cineva între voi o apă că mi se te rău de tot, am uitat să-mi iau. Din păcate eu nu pot să te ajut. Adică eu nu am, nu? Da, 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 nu-i problemă. Hai că mă duc să cumpăr unul. Uite-ți dă, să trăiți, colegi. Uite-ți dă colegul, dă-i nea Gigi tu. Aveți? Are colegul, da. Era bun un Deluxe-ul. Deci nu te joci Free Fire? N-am timp, măi, Nico, n-am timp. Pur și simplu n-am timp. Nu știu unde a fugit lingua, din toată, puf, a dispărut. Mulțumesc frumos, colegul. Sănătate. Salut. Să trăiți. Hai să mergem să ne luăm și noi armuri. Bă, da, ce număr are, mă, vesta aia, mă, neagră? 90. Cât? 90? 70. Stai, colegu, că nu putem așa. Veste, veste, unde e vesta? Aici sunt vestele? Aoleu. Care mă împrumută cu 100, dacă aveți? Îți dai un agici. Dar de ce nu umbli fără bani pe tine? Ți-e frică că ți-i fură cineva? Păi da. Bă, te colegi. Salut, colegul. Oferă bani. Salut, salut. Bună, bebe. Ieși-te afară, mă. Ai primit, Gigi? Da, da. Dar nu de aici ne punem vestea, să știi. Eu cred că n-are rost să-ți bați tu cap. Hai după mine.
Ce? Mi-ai dat murdar, bre. Da, bebe, da. Mergem peste ei, mi-am pus vestă, ținte bine. Stai așa că mă duc să-mi iau armură și eu. Băi, nea, bebe, de unde iau, mă, un pistol de la mâna, bebe, mă? Nu știu. Colegii, ia veniți să încoace, colegii. Colegii, mă auziți? Veniți după mine, tot să vină după mine, haideți, haideți, vreau frumos aici. Veniți, Radule, vin aici, că îi băgăm în ședință pe toți. Toată poliția, mergi cu toată poliția? Da, da. Unde era sala de aia? Sus, jos, unde era? Sus, 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 sus. Hai la sală acolo, la sală, toată poliția la sală sus. Hai ne Radu, le. Hai ne Radu să ne arăți. Mamă, băgăm și pe fata asta frumoasă? Toată lumea. Mamă. Toți colegii în ședință. Aici era în dreapta, nu? Sau care era ne Radu? În față, în față, în față, uite asta de aici. Băieți, ședință direct. Se ia toată lumea câte un loc pe aici, în spate, la scaune, că nu stă în jos. Mai lipsesc colegi sau ăștia suntem toți? Colegii, mă scuzați. V-am adunat în această seară aici împreună cu șeful meu, Nea Radu. Avem o problemă foarte importantă, este vorba de o misiune foarte dificilă, așa că o să vă încerc să vă anunț de pe acum că s-ar putea ca mulți dintre noi să ne pierdem viața. Nu vă cer să faceți asta, este o misiune specială, dar vă cere patria. Odată ce v-ați angajat aici, v-ați asumat faptul că într-o zi o să fiți implicați într-o misiune specială care poate să vă riște pierderea vieții. Mai un grup infracțional din acest oraș, în frunte cu un interlop foarte cunoscut în oraș italian, ne fac probleme de câteva zile. Fac răpiri atât de sex masculin cât și de sex feminin. Din ce informații avem, se ocupă cu trafic de carne vie. Și trebuie să ne mobilizăm să prindem acest infractor. Chiar infractor, chiar și căpetenii ar fi foarte, foarte bine dacă am reușit să o capturăm. De aceea, după cum a spus și domnul Radu, avem nevoie de cât mai multă mobilizare din partea dumneavoastră. Avem informații că acest interlop, acest infractor conduce un Maybach, o mașină destul de luxoasă pe culoare neagră. Sau mai împreună cu această mașină au mai fost văzut un BMW seria 5 F10 de culoare neagră și încă o mașină care nu a fost marca identificată. V-aș ruga pe toți acum să mergeți în cel puțin câte două persoane să facem o patrulă în oraș, iar orice vehicul pe care îl suspectați o să trebuiască să-l trageți pe dreapta. Da, așa un pic să-l ajute pe ăsta că nu. Băi, nea, bebe, și cel mai important, să aibă toți pe ei vesta anticlonț, că se trage ăștia, deschid focul imediat. O să-i învingem, bebe, o să-i învingem. O să... Te recompensă, domne, salvăm orașul. Domne, aici nu e recompensă, asta vă cere patria. Odată ce v-ați angajat aici, vă asumați aceste lucruri și trebuie să le respectați. Colegu, iartă-mă că te întrerup, dar spune. Vezi că a fost un băiat aici în ea care... O plecat, o plecat. Mersi, mersi. Vă rog frumos să vă mobilizați. Domnul Radu, dacă se poate, nu știu cum, să le dăm o stație, dar trebuie să plec eu un pic de aici când o spuneți. Sau da. să le dăm o stație, să fim toți să ne anunțăm. Domne, a fost văzut mai bine cu locația cu Tărescu, dați cu număr. Și apoi, cine urmărește, urmărește de la distanță, nu trebuie să se apropie de ea și să dea pe căscuță, pe stație, locația lui, să ne adunăm cât mai multe persoane să putem să-i capturăm. Poți să o spui, poți să o spui, poți să o spui și acum, spune-o. Da. Băieți, pregătim ceva internațional, băieți. Pregătim ceva internațional. O să fie prins cu siguranță, băieți. Italianul e îmbrăcat în poliție și în camere cu voi. Fugi, mă, de aici. Cum să fie în camere cu noi, ești nebun? Cum să fie în camere cu noi? Nu ți-e rușine și ție? Stați așa că l-am prins pe unul.
Și o să trebuiască să-l ajut un pic pe băiatul ăsta, că na, dacă ai venit un poliție aici să crezi că poți să faci mecherie așa, nu se poate chiar. Stai așa, ban temporar, ready, ban, mod. Gata, domnilor, sunteți ok? Schimbam, venit ca repede, tău. Repede, pe păi schimbă de dacă mergi cu noi. Păi da, mă, că e misogi. Apelul la tine, acum am picat repede. Haideți, Pana, că e misogi. Da. Păi nu mai vorbiți urât aici, că aici suntem la poliție, fără din astea. Că vă dăm afară imediat. Ce comportament e ăsta? N-am avut atâtea ședințe în care s-a explicat, da, fără jigniri între colegi. Colegul, vezi că am pus ochii pe tine. La următoarea dată vorbesc cu domnul Radu și gata, te demisionează de aici. Te concediază. Ai auzit colegul? Haide să mergem, Radule. La speria nea, bebe, ia uite-l. E italian acolo. Bă, terminați-mă cu italianul aici, băiți. Să trăiți. Cum să fie italianul aici, mă, băiți? Că aici suntem într-o acțiune, băiți, o patrulă în adevăratul sens al cuvântului. O să punem mâna pe el împreună cu toți colegii. Se poate așa ceva? E inadmisibil așa ceva să... Este cineva care n-a apăsat butonul de like, băieți, pe chat pe aici? Chiar e? De ce nu vă ajută mascații? Păi mascații sunt cu... că n-ai ceva sigur și chem la o de asta. Nu-i chem pe cei chem să patroleze, să prindă hoți. Mascații când vin, rup tot, înțelegi, ei se duc la jafră și fiecare departament cu treaba lui. Înțelegeți? Colegele, aș dori ca dumneavoastră să mergeți cu câte un coleg. Știți cum e? Așteptă deja băieții, da. Foarte bine. Ce s-a întâmplat, mâine, Radule? Dar Gigi nu știe să-și pună vestă, dar asta e, lasă-l acum. Eu nici nu mi-am mai luat ce, n-ai una la tine să-mi bag și eu în buzunar? Păi vestă-ți dau, cum să nu vestă, dar problema e alt. Vrei să pui și asta cu mametru, să o iei de acolo. Îți dăm bre. Mergem și noi în patrulă, domnul Radu. Gata, colegii, puteți confisca. Bebe! Niciun bebe ca întreabă, domne. Dacă mai nu mai sunat de 1000 de ori. Am și eu treabă, bre. Na, bebe, zice că ai buzunarul plin, bebe. Așa, nu mai e okay. Rog, geantă, nu mai da? Vă rog să vă mutați mașina pentru că... Dar nu știu cu e, nu e a noastră. Dar nu e a noastră. A, nu, că ți-ai schimbat foliile. Mergem și da, noi da, în patrulă, eu mi-am schimbat, nu mai e neagră așa. Gata, băiți. Sau nu, bebe, mergem în patrulă? Da, bre, dar ia-ți un coleg și mergem, că nu mergi cu mine. Ești un coleg și mergi cu el în patrulă și... Da, nu prea bine nimeni, domnule. Na, bebe, una a mers, dar 5 n-a mers, am vrut să-ți dau 5. De unde 5, că eu pot să pun doar 2 de toate? Păi da, să le ai la tine. Ia zi. Ia uite-mă, nea Radule, ce zici de mine? Îți place? Oh, da, așa da. Pune-mi CNP-ul, nea Gigi. Băi, Alexe. 7792, da? Da. Alexe, bebe, trebuie să pleci de aici, Alexe, că aici e poliția, nu ai voie să stai aici. Vezi că sunt pe live. Ok, dar trebuie să pleci de aici. Ai văzut că ți-am scris în comentarii? Nu știu că sunt atent aici. Stai acolo și uite-te acolo. Bine, pa. Domnul Chelios și dumneavoastră, ieșiți afară de aici. I-am spus o dată afară, dar ei tot intră. Bă, pericol, poți să faci gardă? Hai, nea, bebe, scoate mașina și hai la treabă. Nu stăm că ăștia... O scoate ăștia tot, fac tot, de tot, capul. Ia scoate-ți unea, Gigi, scoate-ți unea, Gigi. Hai, Georgica. Fă, mă, domnul Radu. Haideți. Hai, bebe, mergem tot trei, nu? Așa, zic și eu. Ceva de serviciu secret. Eu l-aș fi luat și pe Alex ăla, pe Florin, că e băiat cu minte. Păi nu știu, cheamă, sună-l și cheamă-l afară aici, îl așteptăm aici. Florine, Alex, mă auzi? Alex, Florin, mă auzi? Pericol, a intrat în poliție sau e pentru? Băi, mă aud, mă, băi, sunt în poliție. Da. Auzi că te auzi. Poate nu e aici. Băieți, este o misiune asta. Colegul, care te-ai suit aici, colegul? Care te-ai suit aici? Eu. Care eu? Că eu nu știu care este după eu. Cum? Aia...
Aia e blocată, coleg, nu poate să stă nimeni pe ea? O să vin și eu în patru la băieți? Băieți, așteptăm un coleg. Uite, mergeți amândoi care sunteți aici, mergeți voi doi. Și dacă vor civil să-i întreb pe ea, nu poate, a? Salut. A, bebe! Auzi, da, bebe? Da. Mi se comunică în căscuță că cică... Auzi, da, bebe? Mi se comunică în căscuță că cică că pe stația 111 nu poate intra nimeni decât poliția. Civilii nu pot intra. Eu zic că mai bine stăm pe 111. Păi, intrați pe aia atunci. Bun, toată lumea ne mutăm pe 111. Da, băieți? Băieți, m-ați auzit? Mai aștept pe colegul tare, sau... Radule. Am intrat și eu aici, colegii. Bun, bebe. Da. E bine că Radu nu-ți pe cel mai tare să audă civilii. Ne auzim, băieții? Păi, că civilii nu pot intra aici. Ne auzim, domnul bebe, da? Da, da, vă auziți. Ceva pe vreme până la colegii? Până intră unul. Care e faza cu unul? Unu? Nu poate să intre civilii aici. Parcă vă că intră toți civilii peste noi. Cine a zis ce s-a întâmplat? Băi, ne auzim acum, colegii, da? Da, da. Da, da, da. La gura ta s-aude. Hai să mergem, mă, Gigi, că nu e aici Florin. Nu mai, mergem, mergem tot pe acolo, ne... Ce? Ai vechea prins? Da, mă, vedem noi prin stație când îi vedem, sau dacă îi vedeți voi. Dacă ai vechea prins, voi... Doamne, ne plimbăm, colegi. Nu știu, patrulați tot orașul. Deci ce căută mai exact? Un Maybach, Maybach negru, cu jante argintii. Dan Marian, salut, ticule, te pup! Cine a zis că nu poate intra civilii? Nu știu, a zis cineva de acolo. Italianul e în mașina din spatele tău, ai grijă? Unde mă, că ăsta nu e italianul aici, mă, la cap știu. Uite radarul aici, în spate, băieți. Cobateci. Cobateci în față, avem radar și în față și în spate, este nebun? E radar peste tot. Cine are Insta și vrea bec? Eu vreau. Băi, bebe, era mașina de italian? Unde mă era mașina de italian? Pricul, vrei să tragi și tu, de aia nu conduci? Da, vreau să trag și Ricardo, da, exact. Italianul era prietenul tău, Andra, ba da. Te auzim, colegul, sigur. Colegul? Băi, este cineva de pe chat care este și pe server? Să-mi spună și mie dacă poți să intre pe căscuța 111. Alo, da? Poliția? Bă, salut, domne, am găsit Maybach-ul lui italianul. Să vă dau o locație. Dați-mi o locație și venim acolo, sigur. M-auziți? Da, da. M-auziți? Bă, eu auzeam, frate. Domnul, m-auziți? M-auziți acum? Eu v-am auzit și înainte. Vă dau acum o locație, bine? Aștept, aștept locație. Sănătate. Să te uiți. Păi, bebe, tu vorbești cu ăla la telefon și la Gigi. Păi el nu mă vede, mă, din față că vorbesc la telefon. Are camera gol. Nu poți intra pe 1-1. Bine, bă, bravo. Băi, ce mă bucur că nu poate intra nimeni pe căscuță aici. Doamne, ajută. Păi așa e la poliție. S-au găsit? Nu văd că îmi trimite locație. Ia să le-am primit. N-am primit, aștept să vedem locații. Și că au găsit Maybach-ul și trimit locații. Să chemăm toți colegii acolo. Uite, am primit locații. Pune pe GPS, bă. Hai, colegii, colegii, locație 381. Locație Maybach-ul a fost detectat acolo. A fost găsit Maybach-ul detectat. 381. Eu acum. Deci îl cauți pe italianul? L-am răpit pe lingură, au fost niște chestii la mijloc. Ușor ne agici să nu ne omor și să păstrez și traseul. Ești la locație, acum verificăm. O
mă, Gigi, ocolește tot, bă, frate. Vezi că nu te duci bine pe acolo, Gigi. Nu pe aici? Nu, nu. Dă-i înapoi și faci prima la dreapta. Dreapta și imediat dreapta acolo. Acolo. Pe aici, Gigi, pe aici, Gigi, pe aici, că zis imediat dreapta. Câte drepte vrei să trecem până ajungi la dreapta? Pe aici, pe aici. Am înțeles. La Gigi! Ți-a permisul. Ți-a permisul, la Gigi. Ușor aici, ușor aici, că aici e locația. O să cobor, cobor pe aici, pe dreapta, pe lângă iarba asta pe aici. Bagă-te pe aici, da, că n-aveți aici. Bebe. Auzi, na, bebe, ăștia sunt sus acolo. Urcă, urcă pe aici, stânga, stânga, stânga. Dă-i până sus, că probabil sunt sus de tot. Stați cu arme în mână, stați cu arme în mână, că... Nu, nu, stop, uite, stop, stop, uite-mă, 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 uite-mă. La 381, unde sunteți? Sus, sus, la primul etaj, sau nu, la etajul 2. Dă-i în față, dă-i în față acolo, Gigi. Gigi, tu nu vezi mai becu, ești de butul ăla cu între, Gigi. Uite-l în fața ta aici. Ăsta, ăsta, ăsta. 40 de colegi aici. Mamă, frate, colegi, aveți grijă. E Gigi la, la volan. Ok. Ați văzut? Colegi, ați văzut ceva pe aici? Nu, nu. Haideți, haideți să verificăm tot ăsta. Pe scări și până la etajul 4 sau cât, cât are. Verificăm tot. Nu e nimic. Verificați căile de acces pietonale. Haideți să verific și eu pe aici. Pe aici s-ar putea să se ascundă. Dar multe etaje mai are clădirea asta. Pe acoperiș și pare să fie totul în ordine. Pe acoperiș sunt eu, nu e nimic. Ce naiba se întâmplă aici? Aude o mașină de jos. Da, am auzit și o mașină și s-a încuiat. Am auzit că n-a încuiat-o. Săracul nu e Gigi, e traumatizat. Colegul, plecă de aici, du-te aici în față și cu frâie electrică. Nu, că de-am partea noastră. Colegul ăsta, te-ai găsit ceva? Nu e nimic ca colegul pe aici. Du-te jos, colegul, și verifică ăsta cu șapte. Du-te tu, Georgica, jos. Sigur, sigur, aveți grijă, colegi. Zona asta e liberă. Nu știu, coleg, unde poate să se ducă. Am primit un telefon, că aici, într-adevăr, mai becu era aici. Mâine e sus. Mâine e sus. Nu după mine, hai. Nu după mine. Faci o mare greșeală, suntem foarte multe persoane aici. Suntem foarte mulți polițiști aici. Faci o greșeală, să știi. Ai spus ceva prin stație morte, ai înțeles? Am înțeles. E arma, e arma. Lasă mâine jos și e arma, hai. Unde se o mână? Da. Și fără că nu ai văzut nimica. Vino după mine. Du-te în față, hai. Bă, scările. Italianul, băieți, ați avut dreptate, frate, că e îmbrăcat în poliție. Uite. Eu am niște voci pe aici pe el. Vino încoace. Vino încoace, colegul. Colegul, vino încoace, hai. Sunteți cu Maibă? Cu ce mă sper? Olo. Luați și veniți. Luați și veniți la etajul 3. Coleg, colegul, du-te jos, colegul, și caut acolo, că verificăm eu cu colegul. Ok, ok, coleg, ok. Bebe, să-ți spun ce alea, să nu te superi? Hai repede la etajul 3. Mamă, o să încerc să fug cumva, băieți, dar nu știu dacă pot. Cu mașină, sunteți? Am mai intrat un Mercedes aici, jos de tot, la 1. Adică l-am găsit aici. Mamă, suntem pe... Nu este nimic în zona asta. Am fost și eu sus, jos, la parter, peste tot am fost, n-am găsit absolut nimic. Cred că e... Cred că e sus. Cred că e sus. Ia du-te acolo cu Gigi. Sus la etaj? Da, da. Te mai iubesc acolo. Nu-mi coace. Hai, vină-mi coace.
Bă, ăștia m-au înconjurat, bă. Ăștia sunt toți de-a lor, să știi. Ăștia sunt toți de-a lor, băieți. Ia-o pe... pe Teo în brațe. Uite! Urcă-te, hai, urcă-te. Urcă-te în partea aia. Fii atent. Dacă spune cineva ceva, îi spui tu, bebe, că lua mașina, înțeles? Da, da. Păi bebe, unde ești? Că afară s-au auzit focuri de armă. Ai spus ceva greșit. Noi tragem, noi tragem. Ne vedem acasă. Hai, Diana. Trebuie să opresc stația, băieți. Trebuie să opresc stația. Băieți, ăștia mă fură, bă, băieți. Pe ce se văzuși pe drum rămâne? Să trăiți. Sunteți coleg cu mine? Nu, nu, nu. Din păcate. Nu știu că scoți așa telefonul. Aia nu tăceți. Ce dău mi se spune? Mare pericol sunt. Hai, Diana! Bă, mă răpesc ăștia, băieți, mă răpesc ăștia, băieți. M-au răpit, ești nebun la cap? M-au răpit, băieți. Tu ce râzi, băi, Teo, băi, tu ce râzi? Fă ceva și scapă? Cum să scap, mă, băieți, cum să scap? Sunt îmbrăcați, au uniforme, băi. Te-ai spus centura bine? Mi-am pus-o singur. Oi de viața mea. Că tot ați întrebat de centură. Trebuia să le pun și lor? Probabil, da. Haideți, domne, mai urcați sau luați altă mașină? Alo, sunt și eu pe acolo. Ia stația. Pericol când te faci mafiot, iar nu știu, băieți, nu știu, am niște planuri acum pe poliție o perioadă. Trebuie să mai schimbăm și noi roleplay-ul, băieți. Facem și din ăla și din ăla, să vedeți de toate, să se mai schimbe, să nu mai fie, înțelegeți? Probabil că de mâine o să fiu cu alt caracter dacă mă omoră, băieți, înțelegeți? Dacă mă omoră, băieți, acum și așa, hai. Nu știu dacă mi-au luat ăștia telefonul, cred că mi-au luat de stația. N-am fost atent. Bebe, când stai la roșu, ieși din mașină și pune arma pe ei? Nu, nu. Poftim? Ce ziceați, domne? Vorbeați pe căscuța acolo? Eu? Nu, colegul. Bun, hai, jos! Deschide și ușa. Ia, ce mai faci, mă, bebe? Ce să fac, mă, italiene? Nu așa bine ca tine. Hai în casă. Hai în casă. Unde este intrarea? În dreapta, în dreapta. Hai, după mine. Ia să arunci și tu telefonul ăla pe jos. L-am aruncat pe geam și stația și tot. Da. Nu, e că nu e telefonul ăsta, e... Hai. E un plastic. Zic colegul, fac pișul și dai locația. Spam rip, mă opresc, băi, n-am ce să mai... Da, da. Hai, du-te-n față. Mă opresc, băieți. Ia-o jos, hai. Ia-o jos? Hai, băiți. Au, ce ai, bre? Ce ai, bre, de dai? Ce ți-a spus lingura? Ce mi-a spus? Ți-a spus el ceva? Nu mi-a spus nimic, mi-a spus doar că l-ai răpit. Și că iară te ocup cu Panara Menoras și că din astea. Hai să spun ceva. Lingura este invidios pe mine. De ce ar fi invidios pe tine? De ce? Ai umblat numai prin pușcărie, ai umblat numai prin din astea. Să spună el de ce. Nu mai am chef să vorbesc despre el.
Și tu de ce mi-ai dat un onorare general, Iasman? Pentru că eu și cu Linguera suntem prieteni. Și... E de una. Hai, ridică-te, mă. Vrei să mori în ziua asta? Nu, no, nu, no, cred că aș mai putea să trăiesc. Asta e de văzut. Asta e de văzut. Ceva pe el sau? Ia să-ți dai tu hainele astea de pe tine, că o să avem nevoie și de ele. Cum adică să rămân în chiloți? Da, le lași pe pat acolo. Doamne, trebuie să mă dezbai, uiți. Roli? Da. Să sunt pe ăla cu barca. Ok. Și ce caut aici? Dezbrăcați-vă. Stai aici, ca să-i înțeles. Stau eu aici cu el. Stai aici. Vezi să nu-i faci nimic, ai înțeles? Nu. Bebe, o să poți să scapi? Băieți, ce fac, băieți? Ce fac? Ce fac în momentul ăsta? Că mă omor ăștia, băieți. Ce fac, băieți, în momentul ăsta? Pericol serul de la Hitman a inspirat. Ce vă ziceți, domnul meu? Ce să zic, domne? Sunteți speriat cumva? Domne, nu mi-e frică de moarte. Mi-e frică de prieteni. De prieteni? Da. Păi de ce de prieteni? Eu și cu italianul am fost prieteni. Am înțeles. Adică eu încă îl consideram. Nu știu, de fiecare dată când lipsește din oraș. Așa. Și devine așa șarpe. Vine înapoi și începe să ne creeze probleme. Până pică la rău și după aia ne roagă să-l iertăm că a greșit. Doamne, cred că trebuie să-mi iau papucii înapoi că am niște probleme la picioare. Nu, stați acolo. Ai. Bun domnul Bebe, dacă nu greșesc, nu? Da. Sunteți foarte cunoscut aici, prin orașul ăsta. Îmi place. Nu mi-am dorit asta. Ia să vedem. Mâinile sus. Sunt sus. Ce faci ăsta, mă miroase? Ce faceți, domne, mă adulmecați? Ia uite ce tatuaj aveți pe piept. Să știți că eu sunt mai mult cu fetele. Stați liniștiți că eu sunt cu fetele. Fut câte 10 ajută. Pe seară. Doamne ajută. Dar cum vă numiți dumneavoastră? Mi se spune Shadow prin oraș. Am înțeles. O reclamea. Shadow, băieți, auziți și voi ce părăcle au ăștia în Shadow. Băieți, cum scap și eu de aici, băieți? De ce râzi, măi, Teo? Hai, colegi. Colegu, puteți să ieșiți, gata. Mașinile sunt gata. Hai. Și eu? Îl aduc sus? Hai. Urcă. Pune pistolul pe cap. Băieți, din moment ce am rămas în chiloți, teoretic nu mai am nicio armă, chiar dacă eu am arme la mine, dar nu mai pot să folosesc. De unde scot arma? O aveam la ciochiță? Imediat. Dacă mor, nu a fost vina mea. Vezi, măi, Teo, unde m-ai băgat, măi, Teo? Credeam că suntem prieteni. Vezi unde m-ai băgat? Nu este corect așa. Hai, domnul, urcați aici. Uite-o pe Teo în spate aici, asta e Teo, de aici din spate. Veniți după mine. Ai arma în pantaloni. Plec o sfoară ceva? Te-ai mutat prea departe de ușa casei? Ce? Okay. Ce ciudat la asta că tot pe căscuța aia vorbește. Cum e că tot pe căscuța? Ei nu sunt pe căscuța 111, să știi. Ți-ai chemat colegii? Poftim? Ți-ai chemat colegii? Mănică să-i chem dacă mi-a zis tot. Nu am să-i cheme dacă i-am aruncat stația și telefonul. Poliția trage pe dreapta. Trage.
Trage pe dreapta. Hai repede. Băieți din BMW din spate, deschide și voi focul dacă mai e nevoie. Să spun că italianul e consumat în polițai. Băi, vedeți ce mi-a făcut Teo, băieți? Vi se pare corect ce mi-a făcut Teo că a devenit șerpoaică? Știi care e vorba pe urmă? Poftim? Acum câteva zile m-a chemat un mafiot mare și te căuta pe tine. Aolo. Că i-ai greșit cu ceva, că i-ai furat... Nu e corect, păi normal că nu e corect. Că i-ai furat bani, mulți bani, droguri. Aola. Credeți că aș putea să scap, băieți, dacă mă arunc din mașină? Credeți că aș putea să scap? Nu, scap că sunt ăștia aici, n-am unde să scap, mă omoară. Mă omoară ăștia dacă fug. Sunteți bine? Da, da. Hai grijă. Omnicat. Sunteți bine? Eu sunt leșinat, guys. Chiar scoate-mă afară, că m-am săturat! De ce nu pot face aplicații la mafii? Păi mă întreb pe mine, real predator, de ce nu poți face? Nu știu. Tu trebuie să știi. 10 milioane de euro. Salut, Mihaile, ești cumva moderator nou pe aici? Nu e chiar nou. Este de ceva. Să-ți fie rușine, te rog, și zice Mihaila. Nu este chiar nou, dar este și nou în același timp. Băieți, ce mă fac, băieți? Hai, se mai întâmplă. Bine, Teo, lasă că te ține o minte. Te ține o minte, Teo. Eu zic că suntem prieteni și tu te dai cu dujmani. Vezi că-ți dă ceaiul? Îl scoate din mașină. Te-am să văd, eu nu-i mai aud. Eu nu-i mai aud, frate, pe ce vorbesc, dar de ce nu-i aud? Aolo, mă auziți? Alo? Deschide ușa. Mă auziți? Mă auziți, mă? Da, mă auziți? Aolo, nu știu că nu vă mai auzeam, bine? Cred că de la accident. De la accident. Da. Ești bine? Da. Bun. Cine e ăsta, mă? Nu știu cine, cred că e Robert ăla. Bă, mă aud? Bun, bun. Okay. 393. 393. Cui i-am dat, mă, frate? Mă auziți? 393. Da. Da. Hai să mergem. Urcați în cealaltă. Urcați-l pe el în cealaltă mașină. Imediat. Hai. Mai pornește. Hai, Ruli. Ne vedem pe Sandy, pe aeroportul de Sandy. Hai, Diana. Fugi, nu atât cam delfin, nu pot. Ia uitați-o pe Teo, băi, stă lângă mine, pune, Teo. Pune centura. Am pus. Pune tu centura. Uitați-o pe Teo, stă lângă mine. Șerpaica stă lângă mine, băieți. Uitați-vă și voi. Cine? O strâng de gât acum. Bă, mă auziți? Păsați? Da, auzi, da, auzi, auzi. La unde ne găsim? Acolo la... La aeroport, da? O strâng de gât, bă, șerpaica, băieți. Să nu ai încredere în toți. Ce tatuaje are domnul Bebe. Asta e fleșcă pe tatuajele mele. Între picioare are și acolo? Domnul Bebe! Da? Da, aveți voie în poliție cu așa tatuaje? Dacă le-am făcut înainte... Am înțeles.
Ca domnului sau cine este acolo pe piept? Da, da, maicuța care are grijă de mine și la bine și la rău. Seara asta trebuie să vă rugați mult. Doamne ajută. Să vedem dacă chiar există Dumnezeu sau nu. Deși nu cred. Te pup, Cibu. Băieți, ce se întâmplă cu mine, băieți? Constantin, mulțumesc de subscribe. Cine s-a mai abonat? Easy Ana s-a abonat. Laurențiu Curituru, X Panda, Skrillex, Costel Diamante s-a abonat. Mulțumesc mult de subscribe. Bine v-am găsit aici pe live. Băieți, am nevoie să rupeți butonașul de like. Poate, poate am vreo șansă domnule să scap. Domnule polițist, sunt nevinovat. Despre infracțiuni eu doar am cântat. O știți? Nu știu ce să zic, nu ascult manele. Da. O să vin la avion acum, hai. Stai liniștit că dacă voiam până acum erai mort. Gata, am ajuns unde trebuie. Aoleu, gata Teo, m-am liniștit. Să țineți arma pe capul lui. O supă, Teo, să țineți arma pe capul lui. Șerpoai căcești. Zic că a fost un șarpe la ureche mea. Așteptați-mă aici, vină în mine. Putea fi unul acolo. Tu șerpi lui bebe. Bună, Castel, ar trebui să-mi mulțumesc că încă nu te-am omorât. Ia, auzi, bă, ce zice? Ulu. Ai de viața mea. Care a sunat evacuare și... Brâne, bebe, ai gaze? Aș băga pe aia că mirosea penis, da. Nu e, domne, că... Ai gaze, turbulențe. Nu e că a venit miros de penis și nu e de la mine. Aoleu, nu trageți, domne. Nu trageți, vă rog eu, că n-am zis nimic, îmi cer scuze. Mă doare ochiul? Îl doare ochiul rău. Nu, domne, că m-am speriat că trageți. În avion, tu! Pricol, hai. Poți să vin cu mafia banderola să te ajut să te scapi? Păi nu poți, că e stream snipe, nu, dacă vii? Cum, în un avion? Hai că intrăm cu toții. Intrăm, intrăm. Intră tu, Andrei, primul. Hai. Ia uite șerpaica în fața mea. Uita șerpaica, băieți. Ușor? Nu se știe niciodată. Am decolat, băieți. Am plecat în Dubai, băieții. Deci, faceți-vă cruce că-i bera. Aici cu pilota Andrei. V-a jucat frumos să fie. Băieți, o să vă rog așa cum o să vă rog frumos să vă cumpla ceturile. Vă vorbește Capitan Shadow. O să aterizăm curând în Dubai. Avem puține... să vrem cu domnul Capitan. Domnul Capitan, mă recepționați? Nu acolo. 20, 20. Uitați-o pe Teo. Uitați-o pe Teo, bă, băieți. Uitați-vă la Teo, bă, ce șerpoi că e. După cum puteți vedea pe partea stângă în față, avem orașul Los Santos. Se pare că capitanul nostru a băut puțin. Șerpoi că de Teo. Ai parașută? Împă n-ai, bă, de unde s-a. Mamă, dar abia aștept să-l aducem la ăla, să-mi dea banii. Ce o să faceți cu banii colegii? O să știu. Mai știi cum cea Dani Macanu să n-ai încredere în femei? De ce ai pus cu 2 idei? Nu știu. Real Predator. Ce faci, coleg? Aruncă-te în apă, înălțimea mare, băi, mor. De ce faci, coleg, cum vreau să pleci de acolo? Bă, ce să mă bat? Ce nu mai fac? Mamă, turbulențe, sunt foarte multe turbulențe, țineți-vă. Gucci gang. Băieți, înălțime mare să sară în apă, băieți, mor, n-am cum să sar. Pericol te duce pe insulă, așa cred și eu. Dar dacă o să coboare mai jos, s-ar putea să sară în apă, să știți. S-ar putea să sară în apă. Nino, suntem aproape pe insula Los Santos. Bebe, ai parașută pe Teo, băi, în vârf, băi, urmă. Țancă PUBG, salut!
Turbulențe, bă, eu nu mai vorbiți, mă, frate, urât, mă, de ce vorbiți urât? Ai încredere în mine că nu mori dacă sari în apă? Nu am încredere, Ozeneu, că e prima dată când te văd pe cea nebule. Aolo, nu știu ce să zic. E înălțimea mare, bă, băieți, chiar dacă vezi așa, sar de aici, poți să cap o insulă la ce viteză avem. Aolo. Ține ținta pe capul lui. Ușor, 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 ușor. Bă, n-apucă să frâneze, bă, n-apucă să frâneze aici, nebun. Țineți-vă bine. Ușor. Apucă. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Că domnul capitan. Aplauze, vă rog frumos. Hai că mă prindeți. Trebuie să punem mâna pe Teo, băiți. Când o să scăpăm de aici, o să punem mâna pe Teo. Auzi, de ce nu mă bagi în seamă? Când cobor, fugi în boschet. Unde să fug, mă, că mă împușcă, mă, Mario? Mă, unde hai să fug? Hai, dă-te jos, ar. Hai, vină-n coace. Țineți arma pe el. Auzi-o pe Teo, țineți arma pe el. Aoleu, periculos că vine pe Teo cu mafia Banderola. Bă, mai un nemunic cu mafia Banderola. Nu mi-au lăsat nici pe acolo. O să dormim un pic în boscheți, să știți. Ok. O să trebuiască să stăm cu petură. Să-l păzim, să nu... Să-l păzim, da. Băieții stau și uită de pe el, fetele dorm. Eu așa zic că e cel mai bine. Normal. Azi că o să dormim noi după aia. Da, da. Mai ușor. Nu face șarpe. That's like... Ce s-a întâmplat mai pe scurt? Am fost rapid de Italia, numai pe scurt. S-au îmbrăcat în polițiști. A fost un live mișto. A fost un live mișto ăsta. Și acum o să și scap, cred. Dacă nu o să continuăm pe live-ul de mâine, gen. Mamă, ce cald, m-a luat cu căldură. Dacă vreau, îi dau glonț în cap. Auziți, mă, băi, ce zice Teo, că zice vrea să mă omoare, băieți. Ziceți-i să nu mă omoare. Că uite, are pistol în mână, uite, vreau să mă omoare. Cred că aici o să dormi. Ia, veniți mai încoace. Aola, sunt obosit. Lasă mâinile jos. Noapte bună. Stai seama că nu se întorc pe jos. Lasă-te-l, el doarme pe jos. Bebiță, ce somn dată? Uftim? Ce somnic? Sunt obosit și eu, îți dai seama că m-a scărat peste tot pe aici. Zic că dacă dormi în boscheți ăștia, veni din net, trezești cu tine. Ziceți-i băi lui Teo să ne ajute și pe noi. Să mă ajute. Ziceți-i lui Teo să mă ajute, băieți. Ziceți-i lui Teo pe cea să mă ajute. Stai, băi, vezi să nu scap că sunt cu armele pe tine. Ia veni să-mi pic cu față, colegii. Deci fiți atenți. Am o idee. Golant. Vino aici. Ce zici? Zic să-i luăm toți banii. Nu știu, îl omorăm, ce trebuie, facem? Trebuie, ia spuneți, cine stă ora asta? Avem grijă că pleacă, dar chiar noi am mers toți. Nu plec, pleacă, domnule, unde să plec? Sunt obosit, domnule, stau că nu mai pot, sunt obosit rău. Stai aici și dar. Teo, ajută-mă, Teo, să scap, Teo. Hai, Teo. Teo, ajută-mă, Teo, să scap. Hai aici, Teo, să spunem ceva. Haide, veni și voi puțin. Să facem un plan să nu ne mai aud. Păi, stăcesc că fug, băi, stăcesc că fug, stăcesc că fug, băi. Fugi, tati, fugi, tati, fugi. Mamă, îți dă, Doamne, să mai fie avionul aici, să pot să plec cu avionul.
Tă, Doamne, să mai fie avionul, guys. Ia avionul aici, tăcesc, ia avionul aici, băiți. Tăcesc, ia avionul aici. Tăcesc, ia avionul aici. N-am nici picioare, băi, stăciți! Bine, dacă e, cu spatele tău! Mamă, trebuie să dau și cu spatele, asta e nașpa. Aolo, tragă mine, tragă mine! Aolo! Aolo, tragă mine, băieți! Aolo, am reușit să scap, băieți! M-a ajutat Teo, băieți, să scap, ați văzut? I-a luat că haideți să încoace! Oh my god! Mamă, mi-au spart și geamul ăsta! Mintă tot aerul! Roțile nu se închid, băieți, ce se întâmplă? Aolo, băieți! Am belit-o rău de tot. Huu! Mamă, frate, ăsta e pentru cei care au apăsat butonul de like, băieți. Huu! Hai să dăm ăsta, băieți. O să oprim live-ul în seara asta aici, băieți. Nu știu, poate continuăm în mâine să vedem dacă se mai întâmplă ceva. O să oprim live-ul aici pentru că o să trească să-mi duc cu cățel afară. Mâine mă duc la muncă. Am o grămadă de treabă. Și oricum suntem live de 3 ore, băieți. 3 ore de live. Avem doar 1500 de like-uri, nici măcar nu ați rupt și voi butonul de like, dar vă mulțumesc oricum, le mulțumesc și băieților pentru roleplay italianul, cu Roland, cu toți băieții de acolo, cu Teo, cu... Și ne auzim mâine, probabil o să facem continuare dacă mai sunt și băieții pe aici. Vă pup pe toți, să aveți săptămână frumoasă în continuare. Pa! Don't get it away from